Bună seara, sunt Andrei Murgescu. Claudiu Niosui este economist, deputat USR și fost ministru al economiei și în seara asta invitatul meu la emisiunea We the People pe canalul 1776. Claudiu, bine ai venit. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat să vin emisiune. Știu că noi discutasem de mult ar fi bine să avem niște discuții în afară de cele pe care le avem în mod normal, că ne mai vedem pe la Cafeneaua Libertății, pe care ai și înființat-o, dacă mă aduc bine aminte. Păi, în primul rând, mulțumesc pentru invitație. Da, mă simt onorat. Mă bucur că te simți onorat. aș vrea să avem o discuție și de principii, deși o discuție cumva, dacă vrei, mai așezată, mai filozofică, care are totuși niște ramificații în practică și după aia niște discuții pragmatice, pe puncte, pe chestiuni importante pentru noi, pentru România, în speranța în care o să reușim cumva să prezentăm sau să vei reuși, de fapt, să te prezinți ca un om de dreapta. Că tu ești asumat libertarian. Ești un politician libertarian asumat, dacă nu mă înșel. Așa. Liberal în sensul clasic. Deci mai degrabă liberal clasic decât libertarian. Liberal în sensul clasic, aș zice că e o discuție despre terminologie. Bineînțeles. O să aveți și pe asta, da, despre da. Proprietatea termenilor și pentru Corect. Că sunt importante. Da. Tocmai pentru că o să avem discuțiile astea principiale și pentru că avem oameni de stânga, de dreapta, de centru și așa mai departe, aș vrea să stabilim întâi niște definiții cu care să lucrăm în acest interviu. Uh-huh. În ideea în care nu vom avea probabil, nu vom încerca să dezbatem neapărat, pentru că trebuie să discutăm multe lucruri, s-ar putea să avem niște momente în care o să mai intervenim un pic, dar aș vrea în primul rând să știu ce crezi tu, ce simți tu și cum, dar mai ales ce crezi și cum îți formulezi pozițiile. Și de asta cred că ar fi bine pentru cei care ne urmăresc să să discutăm întâi niște definiții. Hai să începem cu primul concept. Ce este un drept și nu numai ce este, dar de unde ne vine? De unde avem drepturile? Păi ai început cu o întrebare extrem de dificilă, care cred că ar pune în dificultate filozofia dreptului, nu doar politicieni. În opinia mea, un drept este posibilitatea de a face un lucru conform regulilor. Adică dacă ai dreptul să mergi pe Marte, nu înseamnă că poți neapărat să mergi pe Marte, n-ai să poți, dar măcar dacă cumva poți să o faci, nu o să te sancționeze sistemul de reguli sau n-ai fi sancționat conform sistemului de reguli. Acum, de unde vine sistemul ăla de reguli? Principiul vine de la suveranitate, vine de la forța cea mai mare, might makes right, asta se întâmplă în toată istoria omenirii și noi în România avem un stat care el impune reguli. De unde vin drepturile de fapt sau mai profund, poate să fii just naturalist. Atenție, nu se rezolvă problema de care sunt drepturile, zicem doar că ele zic cumva... Nu, dar în primul rând să vedem ce este un drept, măcar să avem o definiție cu care să putem lucra. Eu am fost multă vreme pozitivist, în sensul kelsenian, în sensul că mi-a zis, până la urmă, drepturile sunt convenții, că sunt convenții, dar și acele convenții poate fi mai apropiate sau mai depărtate de natura umană. Începutului secolului 20, final de secol 19, momentul când cumva și victoria în lumea ideilor a fost câștigată de cei care ziceau mai degrabă pozitivism. Regulile sunt orice stabilește parlamentul, ce avem aici, Constituția, bun, tot ce vine ierarhic inferior. Momentul când a venit just naturalismul, dacă te uiți în care toți ideologii dreptului sau, nu știu, filozofii dreptului deodată care erau în tabăra aceasta și-au schimbat radical opiniile, a fost procesul de la Nuremberg, când s-au uitat și ei și au văzut că tot ce au făcut naziștii a fost 100% legal.
Ok, ei și-au dat niște legi și pur și simplu au urmat pentru acele că, legi. Nu, dacă mergi pe principiul might makes right sau ce majoritate parlamentară decide, atunci dacă e o majoritate, automat legea devine lege și da, nu e tocmeală, nu mai avem nici fel de tocmeală, asta e legea, dar vezi să facem exact. Și... Exact. Și da. De aia faci distinția legalitate și legitimitate. Da. Și asta a fost și problema la Nuremberg, că naziștii făcând totul legal, că na, aveau majoritatea în parlamentul spui, lor, nu, așa, nu. Nu puteai să le spui că nu și atunci s-a inventat toată doctrina aceasta a crimei împotriva umanității. Și s-a spus, băi, chiar dacă nu era formalizată undeva înainte, voi ce ați făcut e atât de grav încât conștientizăm că există de fapt un drept natural al omului să nu faci crime împotriva însăși a umanității prin ce ați făcut voi. Da. Și ăla a fost unul dintre momentele victoriei just naturalismului, știi? Și da, eu aș zice că e important și originea dreptului, dar e important și cum îl descoperi în practic. Pentru că dacă ești just naturalist sau pozitivist, tot nu o să ai ok, și ți-e zice și am dreptul să beau paharul ăsta cu apă sau nu? Și aici trebuie să intri într-o explicație care până la urmă trebuie să-ți dea o soluție operativă și clară. Da, bineînțeles că ai nevoie de aplicarea în practică și principiul adică filozofic. Adică și dacă susține un socialist, nu știu, că e just naturalist și acel drept este ăla pe care l-a decis el și 300 de maimuțe într-o cameră au votat să fie ăla și zice, nu, ăsta este dreptul natural, credeți-mă. Știi, adică poate trebuie mai mult și cumva și procedura de a afla dreptul care este foarte important. Da, de aici ar interveni și aici o să vină o seamă mică intervenție în sensul în care, da, ai avea într-adevăr formula conservatoare care spune că sunt aceste, și chiar clasic liberală, dacă e să ne uităm la, și la John Locke, spre exemplu, sau la părinții fondatori ai Statelor Unite, sau la, chiar la școala de, istorică de jurisprudență, că sunt drepturile vin de la Dumnezeu, dacă sunt inalienabile în acest sens, că sunt și atunci ai cumva certitudinea, nu? Că indiferent ce parlament îți vine, ce putere îți vine, tu ai niște drepturi, chiar dacă el ți le ia, dar ți le va lua ilegitim. Și mă gândeam, apropo de că în sensul ăsta ar fi o garanție mai mare în principiu că ai când legile decurg dintr-o instanță, evident, recunoscută de toată lumea ca fiind superioară tuturor și atunci, evident, față de care am fi toți egale. Din divinitate. Din divinitate, da. Cum a fost, avem, da, putem să ne gândim și la perioadele în care era monarhia, ce era, știi, și totuși... Chiar și înainte. Da, și avem, era regele care era totuși supus legii divine, nu putea să facă, evident, în sens legitim ce face cel tăia capul. Sau îi se tăia capul câteodată. Chiar și înainte își zice că, de exemplu, în Imperiul Roman, proprietatea privată în Imperiul Roman de la început era... venea pe firea asta divină în care practic zeii îți dădeau proprietatea și inclusiv aveau problema asta că dacă zeii ți-au dat-o, nu poți să o înstrăinezi. Că dacă ți-a dat zeul, trebuie să ții. Și atunci ca să facă totuși tranzacții, că îți dai seama, totuși bine, zei, dar ne trebuie totuși, nu știu, să mai mute cineva, mai vrea să cumpere, unul mai vrea să vândă, au dezvoltat foarte multe modalități de a transfera proprietatea, foarte inventive și una dintre ele cele mai amuzante se numea in iure cessio. Practic, dacă noi doi ne puneam de acord pe tranzacție, să zicem că eu îți vând ție, îmi dădeai banii, după care mă dădeai în judecată și îmi ziceai, băi, ăsta este terenul meu, sunt metrii mei pătrați, și eu mă duceam în instanță și pur și simplu nu mă apăram. Și atunci instanța zicea, păi, apără-te, eu tăceam din gură și zicea, păi, dacă nu se apără, înseamnă că Andrei Mugescu are dreptate, deci s-a întâmplat tranzacția, zeii au decis, aprobat. Și apoi Dar în practică, dacă ai de ales între o aplicare sau un stat care pune accentul pe drepturi negative, da, pe aceste drepturi naturale versus unul care merge pe o direcție pozitivistă, unde te-ai simți mai în elementul tău? E mai în principiu în cele naturale și zic de ce. Pentru că, dar depinde și cum sunt descoperite acele drepturi naturale și cred că asta de fapt este cheia. În principiu, eu sunt fanul ideii acesteia că dreptul se descoperă și nu se decretează. Asta este total în contradicție cu toate societățile noastre, dar nu în felul în care a fost dezvoltat dreptul, adică pe filiera aceasta de jurisprudențială, de a vedea care este speța să se întâmple ceva și trebuie să decizi în momentul acela și naști un precedent care evident poate fi întors, poate fi modificat, poate fi menținut. Da, sunt
toate posibilitățile acolo. Deci mai degrabă pe filiera aceasta a ajuns naturalismul. Da, și prebănesc că te gândești practic la lege cutumiară, nu? La legi care sunt descoperite, așezate în timp, testate. Da, dar atenție, aș zice că este și o natură convențională a dreptului. Adică, bineînțeles, până la urmă, da. Dar unde se leagă de jus naturalism e din faptul că totuși ea trebuie să fie compatibilă cu natura umană. Adică e clar că unele seturi de reguli poate să ne ducă la niște lucruri pe care nimeni nu și le dorește sau la un rezultat din ăsta absolut total atroce și atunci e bine să nu le faci pe acelea și na, aici este și o dezbatere interioară între cât de mult e convențional, cât de mult e jus natural. Ce este proprietatea? Proprietatea este drepturi exclusive ale unor persoane asupra unor obiecturi, asupra unor obiecte. Drepturi care decurg cum? Poți să-mi dai o idee unde un principiu pe care ți se pare că e aproape de cum gândești tu, care justifică dreptul la proprietate. Adică dacă eu, spre exemplu, dacă am un pământ, de ce ar veni cineva și a spune nu, acum e pământul meu, cu ce drept aș putea să-i spun nu, nu e pământul tău, e pământul meu, n-ai voie să-mi iei. Aici mi se pare că ai pus trei straturi de probleme, deci așa. Deci, apoi, în practică, drepturile astea exclusive, eu le-aș lua pe cele din dreptul roman. Usus, fructus și abusus. Un mare filozof zicea că dreptul roman e dreptul cel mai perfect adaptat unei societăți bazate pe proprietate privată. Știi cine a zis asta? Karl Marx. Karl Marx a avut un doctorat în drept roman și țin minte că atunci când am învățat eu drept roman, am descoperit fraza aceasta în curs și l-am întrebat pe profesor după aceea, că era un profesor care puteai sta de vorbă, și am fost surprins când mi-a spus asta, o aveam în curs și am scos asterixul în care ziceam de unde este citat, că după Revoluție, ci că au scos toate citatele de la Marx, au lăsat esență. Și așa am aflat și eu. Deci aș zice că sunt usus, fructus și abusus, adică dreptul de a folosi, dreptul de a culege roadele și dreptul de a distruge sau înstrăina, adică gen, nu știu, am ars bucata de lemn, m-am încălzit cu ea sau ceva de genul acesta. Apoi, tu când ești pe o parcelă, depinde de acel criteriu de împroprietărire legitimă și de o verigă din asta, așa, un lung lanț de succesiuni sau de trecerea proprietății, aș zice că e primul proprietar legitim, este cel primul utilizator al resursei care nu avea proprietate. Adică dacă tu găsești o insulă pustie sau un metru pătrat care nu e al nimănui, știi, zici, băi, aici nu doar zici că e al tău, începi să-ți faci curte, grădină și așa mai departe și nu era nimănui înainte, ești proprietar legitim. Și de acolo strămoșii, mă rog, descendenții tăi. Deci, și practic, dacă o iei și faci, îi adaugi o plus valoare sau pur și simplu doar stai acolo, doar te așezi pe ea? Ai zice că și asta este un criteriu pe care ar trebui un sistem de judecători să-l decidă și care va fi eminamente arbitrar. Inclusiv partea de abandon. Că tu poate pleci la un moment dat. L-ai lăsat. Ce facem? Lăsăm acolo un metru pătrat în mijlocul Bucureștiului? Da, iar tău încă 500 de ani de acum încolo. Da, exact. Da. Adică sunt niște chestii de genul acesta, dar care nu contrazic principiul. Adică principiile rămân acolo, doar că este o operaționalizare a lor în practică și unde, na, your guess is as good as mine. Știi? Adică, te întreb pentru că e o definiție care mie mi se pare, și am mai spus-o, e cea mai bună definiție, cea mai frumoasă cumva, sau descriere de fapt a dreptului de proprietate, care îi aparține tot lui John Locke. Okay. În care el spune, mă rog, mult mai frumos decât o să spun eu acum, eu spun rezumat, că în momentul în care, că inițial, da, când a lăsat Dumnezeu lumea cum a lăsat-o, toată planeta era în proprietatea naturii, da? Sau în proprietatea comună. Toți aveam același drept pentru că pur și simplu ne-am trezit că suntem aici. După care, momentul în care vine cineva pe un pământ, un teren viran, și se folosește de harul pe care l-a dat Dumnezeu, care e inteligență, creativitate, de forța fizică, de muncește, investește munca și harul în acel pământ, aduce o plus valoare, îi dă o valoare pe care înainte nu o avea. Și atunci Locke spune că așa intervine, așa apare dreptul de proprietate. De aceea te-am întrebat, că mi se pare că seamănă cumva ceea ce spui tu, ideea asta că am venit, l-am folosit, dar mi se pare foarte importantă din perspectiva asta ideea asta de plus valoare, că numai că ai stat acolo, ci că ai și investit, dacă e componenta asta de investiție, că ai pus ceva din tine și atunci l-ai adus cumva în tine, în proprietatea ta. Dar iarăși să știi cum mă văd obligat să fac referire la romani, că și romanii aveau principiul acesta de homesteading, care în română se zice ocupațiune. Deci era unul dintre mijloacele de proprietărire legitimă, că luai o presiune care până atunci nu avea proprietar.
Roy mi-a zis la ei că ei considerau că și unii oameni sunt obiecte și atunci puteau să facă ocupațiune și acolo aici nu mai sunt de acord. Dar, na. Oricum e amuzant că tu îl citești pe Locke și eu pe Marx. Am un citat interesant care cred că o să-i intervin un pic mai încolo, apropo. Așa. Oarecum, apropo de asta. Și ultima definiție, vreau să te mai întreb și ce este libertatea, dacă vrei să-mi răspunzi scurt. Hai să spunem și pe asta, că n-aș vrea să ne complicăm foarte mult, dar totuși mi se pare important din nou să defini foarte bine termenii cu care lucrăm. Eu aș defini libertatea... Eu aș zice că libertatea este un cuvânt polisemantic și că contează disciplina în care îl folosești termenul. Adică una este libertatea în psihologie, alta este în politică. Cred că definiția care ne interesează pe noi acum este cea din politică. Și în societate, în general, în politică, în societate, în comunitate? În societate, în general, e mai complicat și are mai multe înțelesuri. Eu aș zice că ca termen de filozofie politică înseamnă starea în care se respectă axioma non-agresiunii, adică starea în care se respectă proprietatea privată. Asta este libertatea. Și pot să argumentez de ce asta este o definiție superioară altor definiții care le știu că este un lucru care m-a chinuit foarte mult. De fapt, asta e unul dintre modurile în care am ajuns să citesc scriitori liberali clasici după Hayek. Eu eram o lungă perioadă, am fost socialist și Hayek a fost un moment de epifanie din asta pentru mine, dar nici Hayek nu definea libertatea. Și mi-era foarte neclar, de exemplu, biserica care bate clopotele foarte puternic și deranjează tot cartierul, de ce ei au libertatea să facă lucrul acesta, cum definești momentul în care unii s-ar trebui să oprească, să vorbească mai încet, cine e vinovat și dacă nu pui problema în termen de drepturi de proprietate, de fapt, n-ai pus-o în niciun termen. Și de-aia și cuvântul libertate este extraordinar de chinuit. Și comuniștii ziceau că îți aduc libertate. Da. Stalin și poporul rus, libertate ne-au adus. Da. Asta era slogan al propagandei. Nu, e un termen alunecos, într-adevăr, dacă nu e și de asta și insist foarte mult asupra lui, că trebuie cumva definit, bineînțeles, cât se poate, că acum nu să avem, suntem oameni, avem niște, o grămadă de variațiune în societatea umană, dar totuși există o... Putem să ne raportăm cumva la termenul ăsta. Eu aș zice că respectul proprietății private este o definiție suficient de constrângătoare cât să însemne ceva, să nu poată să însemne absolut orice vrea partidul, pentru că asta e o problemă. Și de-aia, uite, nu știu, milițiile astea africane, care toți sunt luptători pentru libertate. Da. Vezi ce fac în practică, nu cred că cineva se consideră liber când zburdă cu mitralier. Exact. Aș zice că este starea aceasta în care se respectă proprietatea privată și aș zice că este o definiție care e universalizabilă în timp și spațiu. Adică și dacă o iei acum 1.000.000 de ani și, mă rog, nu era umanitate, dar să zicem și acum 1.000 de ani și acum 2.000 de ani și în 2.000 de ani de acum va fi la fel de valabil. Deci o valoare universală, obiectivă? Obiectiv determinabilă. Adică eu, dacă definești libertate, sunt două mari posibilități de a defini libertate. Este definiția aceasta negativă și este definiția aceea pozitivă în termen de bundle of rights, de la Rousseau, Rawls, care o să zică ceva de genul, uite, libertatea înseamnă să ai dreptul la A, B, C, D, E. Nu ai vreunul dintre ele, înseamnă că nu ești liber. 3 mese pe zi. N-ai mâncat 3 mese pe zi, înseamnă că de fapt problema nu ești liber. Problema e că lista aia se poate extinde nesfârșit. Exact. Fiecare vine și își mai adaugă câte o libertate și o să vrea sau cât un drept și o să aibă drept la internet gratis, la apă potabilă gratis. La... Idi Amin Dada zicea că omul căruia este foame nu este liber. Da? Iată. Și atunci, practic, dacă intri în zona aceasta de bundle of rights, ai foarte multe probleme. În primul rând că nu mai e universalizabil, că poate în preistorie nu puteam să ne permitem 3 mese pe zi. E plauzibil. Da. Poate, nu știu, se întâmplă ceva și iarăși nu mai poți unul dintre drepturile cu care ești obișnuit și care ți se pare normal și natural și un drept al omului, nu o să se mai poată susține că nu mai există în societate posibilitatea. Nu știu, Doamne ferește, avem un război nuclear sau ce se întâmplă ceva de genul ăsta. N-ai să spui că nu mai ești liber. Sau, mă rog, conform definiției alea aceea, da. Dar conform unei definiții tipul, bă, se respectă sau nu proprietatea privată, poți să spui, uite, cu mai puțin, în preistorie, fără, cu sărăcie, cu probleme, cu nu știu ce issue-uri naturale mai sunt, aici avem libertate. Și atunci ai un criteriu mult mai clar pentru a putea să spui aici e libertate, acolo nu e, sau aici e mai puțin, aici e mai mică, ce nu poți să
faci este, nu știu, să o cuantifici, să zici, uite, ți-am, nu-ți respect proprietatea aia, dar ți-o respect pe aia altă. Știi? Da. Și na, aici apoi intri în tot această zonă gri, care na, e specifică care tuturor societăților. Da, pentru că suntem oameni și, într-adevăr, nu suntem alb și negru și întotdeauna să fie inclusiv specificități locale. Exact. Exact. Dacă asta e o perspectivă conservatoare importantă, că s-ar putea să totuși în anumite țări se facă lucrurile într-un fel și dacă așa s-au stabilit acolo, bineînțeles acum dacă s-au stabilit să mănâncă oameni, ok, nu e în regulă. Dar pe de altă parte există totuși feluri specifice în care oamenii și-au încercat să raporteze la realitate și să-și se adapteze cumva la realitate, chiar dacă în general sunt niște reguli, într-adevăr sunt și niște... Eu aș face o critică conservatorismului, dar nu vreau să o fac acum. Dar ok, poți să o faci. Dacă vrei o să ai la sfârșit. Bun. Așa. Ultima definiție după care intrăm în, uh-huh. în pâine, ca să spun așa. Ce este inflația? Aș zice că este creșterea generalizată a prețurilor. Ok. Nu este creșterea masei monetare? Aș zice pentru scopurile comunicării în ziua de azi că nu poți să schimbi definițiile oamenilor. Trebuie să le iei. Adică că oamenii înțeleg ceva prin inflație într-o proporție covârșitoare, nu poți să vii să folosești termenul cu un alt înțeles care poate este mai bun, dar nu este ceea ce înțeleg oamenii prin. Da, chiar dacă definiția, dacă definiția este incorrectă, e incorrectă, dacă oamenii înțeleg sau dacă au fost chiar încurajați să înțeleagă o anumită definiție incorrectă, pentru că definiția de fapt și chestiunea asta a prețurilor denotă o succesiune de evenimente, adică știm cauza și efectul. Dacă spunem prețuri, atunci o să avem, spre exemplu, o să vină un socialist și o să spună aha, sunt capitaliștii de vină, pentru că ei v-au crescut prețurile, ei sunt principalul vinovat. Nu o să spună că de fapt am scăzut noi valoarea banului și atunci, de atunci au crescut prețurile. De aceea mi se pare important totuși să... Bineînțeles, sunt lucruri pe care, ok, le adoptă societatea, dar dacă societatea adoptă o definiție incorrectă, care, din nou, părerea mea e că a fost impusă sau indusă prin educație, prin media, mă gândesc că ar trebui să intrăm în detaliul ăsta, adică să clarificăm, de fapt, care este, mai ales că avem totuși ascultători avizați și... Mai e și eu discuția și sunt de acord că există definiții mai bune, dar nu poți să mergi într-o lume în care... covârșitor lumea înțelege altceva printr-un termen și să te lupți să schimbi acea definiție. De e o luptă pe care eu n-aș duce-o. Aș prefera să zic, ok, ce înțelegeți voi prin inflație? Asta, ok, înțeleg asta și atunci eu când o să vorbesc despre creșterea masei monetare, o să zic creșterea masei monetare. Și atenție, creșterea masei monetare duce invariabil la inflație, la creșterea generalizată a prețurilor. Ok, în general lumea nu vorbește și chiar adică, dacă auzi pe cineva vorbind de creșterea masei monetare, oamenii în general o să uite camâța în calendar, nu o să înțeleagă. Se știe că sunt mai multe motive pentru care poate crește inflația. Bineînțeles. Decât asta, adică mai ales pe termen scurt. Dar mă uit la totuși că au fost, există o să zic, sau că s-a creat un obicei al guvernelor în cel puțin ultima sută de ani, dacă nu chiar mai mult, din punctul ăsta de vedere. Și chiar dacă sunt și alte motive, mi se pare totuși că nu crezi că ar fi mai bine să te poziționezi într-o idee în care încerci să prezinți oamenilor varianta corectă a unei probleme, să spui, uite, că astea sunt cauzele. Ok, nu este una, sunt mai multe, dar sunt una, două, trei cauze. Prețurile voastre se măresc pentru că... pentru că altfel te poți trezi în situația în care vine un demagog și spune așa, capitaliștii șopăi, măriți-le taxele, luați-le magazinele, ei sunt de vină, ei sunt sursa problemei. Dar eu pot să fac asta. Eu pot foarte bine să zic că sursa creșterii generalizate a prețurilor este mărirea masei monetare. Și nu numai, sunt mai multe, dar e sursa principală pe termen lung. Asta se poate face și cu actualele definiții. Nu e o problemă. Da. Apoi e o chestiune și de choosing your battles, știi? Am suficiente de bătălii de dus ca să schimb definiția. De acord. Nu, dar eu încercam să găsesc nu spun neapărat că trebuie să iei bătălia asta în piept acum, dar de ce noi încercam nici măcar nu, că acum e treaba ta de ce noi până la urmă, dar vreau totuși să mi se pare important. Consider că am suficiente de dus. Pentru că de nou, asta e te privește. Da. Întrebarea mea e legată mai mult de ideea asta de informa oamenii, de a pune în fața oamenilor definițiile corecte, conceptele corecte, în așa fel încât în momentul în care vine un politician și le spune o prostie sau le spune ceva bun,
Să fie capabil să discearnă între... Asta e doar un mod de a defini termenii. Evident, da, dar adică, eu spun la modul general, adică să nu fie... Da, poate să fie o prostie, să, de, dacă spre tu exemplu, să dea, să dea vina pe capitalist, să spună, da, sunt magazinele, da, sunt de da, vină. Acolo, și atunci omul trebuie să recunoască, că dacă știe, dacă omul îi se servește doar ideea asta, că este creșterea prețurilor, sau, a, păi cine crește prețurile? Ăla, ei sunt. Nu, atenție, ca și cum zic, creșterea sărăciei. E trasabilă la stat, dar tot trebuie să-i faci omului să zici, uite, pentru că statul face A, care se întâlnă B, care se întâlnă C, și deja a făcut sărăcie. Dar, dacă tu îmi definești mie și dacă suficient de mulți oameni în societate îmi zic că negru acesta din, de pe microfon este alb, eu am două opțiuni, fie să zic toată viața, nu, este negru, credeți-mă, sau să zic, ok, îl numesc cum vreți voi și continuăm discuția de aici. Pentru că, de fapt, mi se pare mai puțin relevant asta decât esența care este, de fapt, ce spui tu. Adică nu neapărat definiția termenului, ci cauzele și efectele. Ce ne duce să avem, totuși, inflație, da, să ne crește generalizată prețuri? Și acolo e discuția. O să ghec, că e o dezbatere lungă aici, dar totuși, cum, întrebarea mea este cum ajungi la efecte, la cauze și efecte, dacă definiția este... Să nu zic incorrectă, e suficientă, dar este suficient de ambiguă. Eu zice că este neutră. Adică pot foarte bine să folosesc definițiile care există acum în societate pentru a demonstra tezele pe care le susțin. Ok. Și, da. Ok. Dar, okay. Da, aș prefera să fie alte definiții, dar deocamdată deci ar fi mă bine limitez. Să fie alte definiții. Absolut. Să fiu aici, okay, aici, sunt, aici sunt, da. Da, bun. Clar. Hai să vorbim acum despre un hot potato, ca să spun așa, care va fi în continuare și cred că va fi o problemă pentru mult timp de acum încolo și în toate societățile respectiv. Elena Lasconi. Nu Elena Lasconi. Poate să vorbim și despre dânsa. Lumesc. Nu, mă refer la referendumul despre familie. Deci nu departe. Deci nu neapărat foarte departe. Da. Unde USR-ul s-a poziționat foarte clar anti, ceea ce n-ar fi de principiu o problemă. E, să zicem, o poziționare politică care e, să zicem, în acord cu alegătorii partidului și așa mai departe. Problema este că au fost și niște declarații care au asociat cumva referendumul cu Liviu Dragnea, spre exemplu. Și am aici un citat unde se spunea că e referendumul lui Dragnea, că Dragnea își testează mașina de furat voturi și s-a spus inclusiv că orientarea propusă de Dragnea ne apropie de Rusia sau că este un recensământ al dezbinării. Asta în condițiile în care am avut multiple comunități, pe lângă comunitatea ortodoxă, am o comunitate catolică, o comunitate protestantă și multe alte ONG-uri pe lângă. Adică a fost cumva, din punctul meu de vedere, o asociere cu Liviu Dragnea a fost nedreaptă și toate și restul calificativilor care s-aș vrea să te întreb dacă, în primul rând, dacă unul, pe de-o parte, dacă susții vreuna dintre declarații respective sau dacă se par rezonabile și a doua, de ce crezi că a fost ok ca USR-ul să boicoteze? În loc să fi spus, măi, votați ce vreți, noi zicem să nu, dar nu trecem într-un boicot activ al acestui referendum. Uh-huh. Hai că încep cu a doua atunci, că mi-e mai proaspătă okay. În minte acum. Da. Aș zice pentru că în politică contează consecințele acțiunii. Noi nu ne-am dorit ca familia să fie reglementată astfel în Constituție. De fapt, eu ca liberal mi-aș dori ca statul să nu se bage deloc în familie. Dacă ar putea să elimine articolul din Constituție care se referă la familie, cred că ar fi cel mai bine. Pentru că o familie, după mine, ți-o definești tu. Deci dacă familii monoparentale sau orice mod, pe cine consideri tu apropiat ție, este o alegere intimă ție în care statul și politicienii n-ar trebui să se bage. Referitor la celelalte, nu mai știu exact fiecare dintre la declarațiile acelea în care era făcut unele sunt de acord cu ele, Dragnea, Rusia și așa mai departe. Acum, e clar că în momentul acela Dragnea folosea acest lucru și inclusiv politic. Mm-hmm. Dar nu doar Dragnea, că toate partidele, mai puțin USR-ul, au fost susținătoare acelui referendum. Deci nu poți să-mi spui că USR-ul avea așa o putere în societate, cum s-a văzut apoi la vot, că n-au ieșit să voteze USR-ul chiar în proporțiile acelea covârșitoare, încât doar din cauza boicotului USR-ului să nu se facă kvorum. Dar era o chestie importantă pentru clasa politică, să arate că ei pot să scoată oamenii la vot pe o temă care, după mine, nu era una relevantă pentru România. Asta aș susține și că nici acum nu este în top 10 priorități ale niciunui român, dar ale marei majorități a românilor. Da, uite că avem totuși, apropo de familie, da? Și apropo de definirea termenilor,
Familia istoric, natural, are o definiție foarte clară, are un rol foarte clar în societate și ajungem la aceeași problemă cu definirea, cu felul în care poate să va, dacă am o majoritate parlamentară sau eu vreau să, ca lucrurile să arate așa, atunci schimbăm realitatea. Realitatea mea este asta. O realitatea este, tot, din nou, istoric, biologic, comunitar, sociologic, cum vrei tu, este că familia este e unitatea principală a istoriei, a oamenilor, dar nu poate exista perpetuarea speciei, perpetuarea societății și mai ales dacă ne uităm în condițiile din vest, inclusiv care cuprinde acum și România, da? În condițiile în care natalitatea este pe făraș, la propriu, în care familie, ideea de familie este descurajată, avem un curente feministe care în continuare descurajează ideea asta și o să auzi, da, sunt femei care spun, nu știu, 35, da, nu vreau să fac copii acum, mai aștept. Și avem o problemă gravă a natalității. Deci vorbim de, nu vorbim de un termen totuși care este relativ la fiecare, vorbim de un termen care are consecințe, ale cărei definiții și înțelegere corectă au consecințe în atât personale cât și societale, da, și comunitare. Nu știu, n-aș zice neapărat, sau aș zice că e o teză care trebuie demonstrată că definiția familiei a dus la scăderea natalității. Scăderea natalității se întâmplă din păcate, că eu sunt fan să crească natalitatea, că cred că e esența omenirii e asta, să procreăm, da, să avem copii și generații următoare, că trăiesc mai bine decât noi, dacă se poate. Da. Dar aș zice că asta se întâmplă în mai toate statele pe măsură ce devin mai bogate. E adevărat, eu n-am spus că familia, că chestiunea asta este principalul factor, dacă este un factor contribuitor în momentul în care descurajezi sau bulversezi definiția unui termen, da? Noțiunea, o anumită noțiune. Familia poate să fie orice, familia ce vrei tu. Da. Familia poate să fie eu cu pisica și cu bunica. În momentul ăla ai o problemă, că de nou nu mai avem o raportare, pentru că copiii apar în familie, da? Deci și numai că apar în familie, dar au nevoie de o familie ca să se formeze corect, coerent, uniform, frumos, să aibă un tată, să aibă o mamă, să aibă, adică ne uităm în Statele Unite, problema cu populația de culoare din Statele Unite, unde 75% cam așa din copii sunt născuți în familie fără tată și vedem că chestia asta se corelează cu creșterea criminalității, cu creșterea consumului de droguri și așa mai departe. Aș zice că e o teză care trebuie demonstrată că doar de acolo vin lucrurile. Aș zice că inclusiv aici iarăși o parte în care dezvoltarea economică, prosperitatea joacă un rol. Cu cât zonele sunt mai sărace, cu atât s-ar putea să aibă mai multe familii monoparentale. Cu cât sunt mai prospere, cu atât s-ar putea să aibă mai puține. Nu am statisticile pe chestia aceasta. În orice caz, oricare ar fi situația, tot nu văd de ce s-ar băga statul să-mi definească mie ce consider eu familie. Sau de ce m-aș băga eu să definesc ție ce e aia familie. Că zic că se schimbă majoritatea parlamentară. Păi tocmai, pe mine nu mă interesează care e majoritatea parlamentară, vreau statul să nu se bage. Și mi se pare că este singurul loc în care chiar ar trebui chiar și conservatorii să zică, da, nene, să nu se bage statul. Noi ne definim familia așa cum credem și dacă cineva vrea să-și definească în alt fel, ce ne pasă de chestia asta? Ok, poate să fie, poate fi pentru că totuși nu e vorba numai de viața privată, da? Căsătoria dintre doi oameni și până la urmă, când vorbim de căsătorie, spre exemplu, și familia, are întotdeauna repercusiuni în societate, da? În comunitate, nu? Faptul că ai sau n-ai copii, că... Eu aș zice că căsătoria este un contract la bază. Un contract important, un contract extraordinar de important, okay, cu valențe inclusiv religioase, inclusiv spirituale, da. Total de acord. Dar în esență este un contract. În esență este o convenție între doi oameni, un schimb de drepturi și de obligații. Voi fi acolo pentru celălalt, patrimoniu la comun sau cum aleg soții să fie, etc., etc. Asta în esență este o convenție și un contract care ar trebui să poată fiecare să-l definească iarăși cum crede el de cuvință. Și n-ar trebui cineva, mai ales un politician sau o majoritate vremelnică parlamentară, să-i schimbe contractul acela. Păi, tocmai când avem, dacă nu vorbim de o autoritate vremelnică, uh-huh, da, și o să vin aici cu perspectiva conservatoare asupra căsătoriei, care spune că, în primul rând, căsătoria nu este un contract, este un legământ, da, care include o taină, da, care include, sau un sacrament, dacă vrei, din zona catolică, care include relația, în primul rând, relația cu Dumnezeu, în care Dumnezeu este garantul suprem, da, al legăturii din acei doi ani, după care acea căsătorie generează, da, efecte în societate, inclusiv efecte legale. Și acum ți-am spus, eu doar spun, îți pun pe masă
perspectiva, perspectiva nici măcar îți spun pe masă perspectiva conservatoare și vreau să văd ce faci cu ea. Da. Care este răspunsul tău la ea? Zice că, deși sunt total de acord cu ce spui, nu este neapărat necesar să fie și acest legământ spiritual. Tu poți să ai atei care se căsătoresc foarte bine. Poți să ai oameni de alte religii decât cele creștine. Păi da, da, atunci ai căsătorie, sau asta spun. Pentru că e foarte, de nou, revenind la ideea asta de sensul propriu al cuvintelor. Da? Căsătoria în sens european, în sens vestic în general, a fost întotdeauna legată de biserică, de noțiunea de creștină a căsătoriei. N-a avut, de ce trebuie să înglobăm în ideea de căsătorie, să înglobăm alte genuri de relații? Când putem, să definim genurile respective de relații ca atare. Eu nu vreau să o facem, să înglobăm altceva sau nu știu ce. Fiecare să-și semneze contractul sau să fie de acord pentru legământul cu care, deci tu spui practic, dacă vrei că în plan legal, practic să poată omul să-și facă, dacă se aduce la notar, spre exemplu, și ar spune, uite, eu vreau să, dacă Doamne ferește, mă îmbolnăvesc sau am un accident, să poată veni omul ăsta la mine la spital. Da. Deci nu trebuie neapărat o... Inclusiv pe succesiune, inclusiv pe toate părțile acestea care sunt comun legate de familie, da. Și ce se va întâmpla este că dacă își semnează un contract și n-au prevăzut ceva, pur și simplu ajung în fața unui judecător la un moment dat, că atunci se pune problema acelui contract, că dacă se pun de acord, atunci e simplu, nu știu, vor să divorțeze, nu știu, se mai întâmplă ceva, judecătorul va judeca în funcție de ce se înțelege în mod normal prin familie aici. Așa, bun, păi atunci așa o punem. Exact cum e și legea societăților. Legea societăților zice cum poate să arate contractul dintre noi doi, de exemplu, dacă facem o societate. Cu toate astea, noi putem să prevedem o grămadă de clauze altele decât ne zice legea acolo. Dar dacă e ceva ce n-am prevăzut, judecătorul se va uita în lege. Va zice, păi, cum prevede legea? Că ăștia nu s-au pus de acord inițial și au ajuns să se certe, tocmai că nu s-au gândit la speța aceea. Dar ce să vezi, avem în lege un articol. Uh-huh. Ia pe ăla din lege atunci. Adică cumva este un mod în care permiți părților să-și stabilească regulile, având totuși o plasă de siguranță în cazul în care n-a prevăzut ceva, ia definiția din lege. Și exact așa ar trebui să fie și căsătoria. Ok. Un citat foarte interesant pe care l-am descoperit chiar gândindu-mă la tema asta și că vom avea discuția asta, care spune așa: de ce ar trebui să știe statul cine se căsătorește cu cine? Bineînțeles, dacă concubinajul este considerat ca fiind stare de căsătorie, poligamia și poliandria vor exista. Dar statul nu poate pune bariere în acest sens. Iubirea liberă este țelul ultim al statului socialist. În statul socialist, căsătoria va fi lipsită de orice obligație, inclusiv economică, și se va transforma într-o unire liberă între două ființe. Un citat dintr-un procuror sovietic de pe la anii 20, care după aia a ajuns și el în The Grey Bird, s-a terminat cu el la o... Deci era cumva mai... Probabil că... Dar soarta multora. Da. Dar e interesantă noțiunea asta de libertate și aici vreau să spun că am auzit pe cineva spunând la un moment dat, și probabil că prietenii mei libertarieni o să mă înjure pentru chestia asta, spunând că libertarianismul este domnișoara de onoare a socialismului. În sensul în care deschiderea aceasta spre absolută, în care toată libertatea este, toate drepturile și libertățile sunt lăsate la nivel personal, pot într-adevăr expun libertarianismul la ideea că pot să-mi inventez drepturi pe bandă. Libertatea, da? Sau... e prin definiție la nivel personal. Păi, da, vorbim și de o relație cu... vorbim și de relația noastră cu ceilalți, nu? Adică care și de... Da, vorbim de drepturi, de reguli. De sfere care se intersectează. Eu aș zice că e un pasaj din Rothbard, din Manifestul Libertarian, în care el zice, care a fost adus ca Manifestul Liberal în limba română, în care el zice exact de această aparentă contradicție a liberalilor clasici. Și zice, pentru un conservator e ciudat, uite, ne vede ca domnișoara de onoare a socialiștilor. Iarăși, pentru socialiști e ciudat că, uite, ăștia sunt de acord cu noi pe chestiile astea, dar deodată pe economie nu mai sunt. Și zice Rothbard, de fapt asta se întâmplă pentru că și unii și ceilalți nu au o gândire coerentă. Liberalul este cel care are o gândire coerentă și în materii de tip societate și în materii de tip economie. Va susține respectul proprietății, adică libertatea, peste tot, în egală măsură. Și va vedea o inconsecvență la ceilalți doi. Adică eu nu știu cum poți să-i spui unui om, nu vreau ca statul să se bage în viața ta, mai puțin și începe lista. Și acolo poți pui și familie, și căsătorie și alte lucruri. Da. Pentru că atunci, de fapt, nu mai facem decât să negociem lista. Și de ce nu punem orice și totuși nimic pe ea?
ce vrea partidul până la urmă. E, asta este, de fapt, răspunsul. Că, de fapt, inconsecvența nu este la liberalii care vor libertate peste tot și care, atenție, poate să fie și constrângător. Că și nici mie nu-mi plac anumite lucruri pe care alții le-ar putea face. Dar cu toate astea trebuie să-mi pun întrebarea. Dar am eu dreptul să-i spun omului acela cum să-și trăiască viața? Că, până la urmă, viața este un lucru unic. Odată trăim. Nu e doar o chestie din asta de New Age. Chiar e un dar, după mine, divin, de la Dumnezeu. Da. Nu pot eu să intru sau nu ar trebui să intru, sau ar fi moral să intru, să-i modific lui viața. Atenție, depinde cum. Adică nu coercitiv, nu cu forța statului, nu dându-i în cap, adică nu amendându-l, nu sancționându-l. Poți să încerc să-l conving, poți să-i spun, Andrei, eu cred că greșești aici. Poate te conving, poate nu. Dacă te conving, ok, dacă nu, asta e. Nu ar trebui să poți să-ți intervin, să-ți definesc altfel lucrurile sau să-ți fac altceva. Sigur. Cred că aici este, că de fapt coerența e pe partea liberală. Da, înțeleg, văd unde bați și parțial sunt de acord. Ideea ar fi totuși că din perspectivă conservatoare și cred că din punctul ăsta de vedere cred că o să ne și înțelegem că ai te referi la viața umană care ca fiind un dar divin. Da, totuși, da, asta ăla... e opinia mea. Bineînțeles. Cu tine adică vorbesc. N-aș opri, eu niciodată nu să spun hai, că asta, că aveam și eu chestia asta, că e opinia mea și mi-am dat seama că lumea o să înțeleagă, ok, eu sunt la care vorbește, deci clar, normal. Eu aș face o distinție între lucrurile pe care le cred eu și lucrurile care ar trebui să fie impuse tuturor. Că între ghilimele impuse tuturor ar trebui să fie numai partea asta de libertate, de reguli care ne maximizează bineînțeles, libertate. Eu nu vorbesc de impunere aici, vorbesc de faptul că poți avea o părere, poți spune, da, uite, eu cred că lucrurile astea sunt obiectiv valide. Nu le impun nimănui, dar eu cred că sunt obiectiv valide și dacă eu le văd ca obiectiv valide, pot să spun că cineva, dacă le încalcă sau nu le respectă sau le ignoră, greșește. Okay. Că vrea să mă asculte sau... Nu, din nou, nu le impun. Da. Nu cu forța, dar... Poți să fac o paralelă? Sigur. Eu nu beau alcool. Deloc. Consider că poți să faci un argument științific și destul de obiectiv că îți face rău sănătății alcool. Chiar și în proporții mici. Consider lucrul acesta. Da. Cu toate astea, dacă vine mâine cineva și îmi zice hai să ilegalizăm alcoolul, o să zic că ești nebun? Nu, stop, nu vreau. Dar îți face rău ție, dar asta spun că nu e neapărat o legă universală. Dacă vorbești, spre exemplu, de, nu știu, omor, furt, acolo știi clar că sunt obiective. Nu poate, poate să vină oricine să spună, știi, mie crima mi se pare ok. Tu problema o să spui cu obiectiv vorbind, nu e ok. Problema acolo e că ți încalcă proprietatea privată. Pe când alcoolul, chiar dacă eu aș considera că obiectiv face rău omului, nu încalcă proprietatea privată dacă cineva face alcool, îi dă altuia alcool, ăla bea alcool. Nu e absolut niciun moment în care s-a încălcat vreun drept de proprietate. Nu, la omor, voluntar. La dacă schimbă e voluntar, da. Adică omorul care e voluntar e... Dar chiar și acolo avem... Da, e o discuție foarte ciudată, evident, nu știu că e posibil neapărat. Normal. Dar ideea asta că avem totuși niște reguli universale care ne spun puține, nu multe. Da? Sunt, dacă vrei, din zonă, că și tu ești ortodox practicant, dar din zona creștină avem 10 porunci, 7 păcate capitale. Ca orice, dacă vrei, ca un fel de manifest libertarian, dacă ar vrei, mă rog, exagerez acum, cu totul și totul alt nivel. Cu totul și totul alt nivel, mult mai sofisticat, dar totuși simplu, sunt reguli simple, nu sunt multe. Da, exact, dar regulile... raiul unei intervenționist, în care eu îți dau niște reguli, astea sunt, atâta respectă, răspunzi, faci ce vrei. Alea aș zice că sunt peste cadrul acesta societal. Adică odată suntem într-un cadru de respectul proprietății private, nu o să-ți spună ce e bine și ce e rău în viața ta. Pentru asta ai nevoie de, în cazul meu, eu cred, religia și ortodoxia. Sunt multe lucruri care se ramifică în, mai ales tot ce e legat de păcate și de așa, sunt lucruri care se ramifică, tocmai reglementează numai relațiile tale interioare, dar și relațiile cu restul, cu oamenilor de lângă tine, cu familia, cu comunitatea, cu societatea și așa mai departe. Și alegerile pe care se faci, pentru că poți să alegi, de exemplu, să nu interacționezi cu cineva care, nu știu, vezi că e de neîncredere, încalcă fiecare poruncă de acolo, nu minte. Uite, de exemplu, a minți. Nu e un lucru bun, nu e un lucru ok, nu? Ar fi reprobabil în toate punctele de vedere. Da. Dar dacă nu s-a încălcat nicio regulă de proprietate privată, adică dacă nu e fraudă, nu e, de exemplu, îți vând asta, zic că este brânză, dar de fapt e apă, știi? Da. Aia e o minciună care are consecințe juridice. Da, îți un prejudiciu, da. Adică e o încălcare a proprietății private, nu asta ai cumpărat tu de la mine dacă se aș vinde așa ceva. Unless este o încălcare a proprietății private, it should be allowed, ar trebui să fie permisă, doar că nu e permisă în cadrul acesta. Da, bine, că poți să spui că sunt reguli creștine care țin strict de relația ta cu Dumnezeu. Care îți constrâng și mai mult acțiune. Care țin strict de relația ta cu Dumnezeu și
celelalte țin, care țin nu numai de relația ta cu Dumnezeu, țin și de relația cu societatea, cu comunitatea, exact, cu familia, cu așa, și așa, exact, mai departe. Și atunci, exact, spune că totuși avem sistemul nostru legal, este, e practic, dacă vorbim o aplicare a cer, mai ales pe aceste chestiuni foarte limpezi, da? Da. Crimă, furt, da, și așa mai departe, unde avem e perfect compatibil, pot să spui asta. Perfect compatibil, da. Și avem e o legătură. Eu a zice că chiar decurg dar că nu aplicăm totul, adică, spre exemplu, nu pedepsim sau nu mai pedepsim adulterul, spre exemplu. Sau, eu aici aș zice că, știi că este, îl pedepsim în alt mod. Dacă cineva, bine, face adulter sau are un comportament comunitară, da, tu pur și simplu poți să nu interacționezi cu persoana, da, respectivă. Da. Nu-mi place de felul cum acționează persoana respectivă, nu, mm-hmm, ești obligat să interacționezi cu ea, poți să-l discriminezi, adică să nu vrei să ai de-a face cu acea persoană. Este firesc și este normal. Și asta este tot o sancțiune până la urmă, atenție. Aș zice că e distinția aceasta care mi se pare foarte importantă și apropo de definiții, între care este ceva ce este legal, ce e ilegal, ce e legitim, ce e ilegitim. Mm-hmm. Adică, practic, judecata e însuși asupra legii. O lege, da, poate să fie nelegitimă. Poate să fie ilegitimă, da, 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 exact, da, exact. Adică, da, nu știu, regulile naziștilor, da? Când, da. Nu știu, vrei, da, să tu zici că e lege, ai scris că e lege, dar e legal, într-adevăr. Dar în plan uman, în planul naturii umane și abar, e nelegitimă. E ilegitimă, da, exact, da, da. Exact. Și ai apoi, peste stratul ăsta de lucruri legitime, care în cadrul, uite, de exemplu, al liberalismului clasic, al respectul proprietății private, ai partea aceasta de e moral. Do you ought to do it? Ar fi, mm-hmm, ok să faci asta? Da. Și care îți constrânge și mai mult acțiunea. Și sunt straturi din astea așa, da, care îți constrâng, da, din ce în ce mai mult acțiunea. Și de-aia zice că nu e o problemă de-aia zic, de compatibilitate. E chiar o super compatibilitate, mi se pare, între, nu doar între ortodoxie, dar și între alte religii sau alte biserici, și liberalismul clasic. Okay. Și aș zice că tocmai liberalismul clasic e cel care îți permite cel mai multe viziuni din astea ale vieții, pentru că tocmai pleacă de la baza că n-ar trebui să impună unul altuia cum să-și trăiască viața. Adică asta este toată frumusețea, știi, zicea Mises că cel mai mare coșmar al unui socialist nu e să fie un liberal la putere, ci e să fie alt socialist cu care el nu e de acord la putere, că liberalul lasă în pace, da, 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 dar ce alt socialist, da, nu o să-l lasă în pace. Da, da, da. Să vorbim despre o problemă mai, sau la fel de relaxantă, despre pandemie și despre ce s-a întâmplat în pandemie, mai ales, mm-hmm, și pe plan economic, pe planul libertăților în general. Și în pandemie, mai ales anul 2020, autoritățile au închis economia în mod repetat și a zice, și practic accesul la, mai ales după aia în 2021-2022, accesul la servicii economice a fost restricționat, fie pe bază de vaccinare, fie pe bază de testare. Ți se pare că a existat o încălcare a proprietății private în situația respectivă? Astea sunt faimoasele lifeboat situations, deci situații din astea limită. Vine războiul, vine pandemia, da, și ce faci? Și în momentul acela cred că trebuie un răspuns al societății unitar, mai ales că nu știi care-i treaba. Dar da, mi se pare că a fost masiv, excesiv. Poate era justificat la început, când nu știai despre ce e vorba, nu știai încă virusul ăla, era ceva complet nou pentru toată omenirea, deci poate fi justificat la început, dar da, cred că s-a mers mult prea departe. Ok. Și nu cred că vei găsi vreo declarație de-a mea care să zică altceva. Nu. Da, poți să cauți. Nu. Și cine ne ascultă acum poate de asemenea. Nu, e adevărat că din perspectiva mea, și o spun și cred că ți-am mai spus chestia asta, că eu aș fi vrut sau aș fi, cunoscându-te, aș fi, mi-ar fi plăcut. Aș fi vrut, că nu pot să vreau, să vreau multe lucruri. Mi-ar fi plăcut să văd o reacție un pic mai fermă din partea ta publică în momentul în care restricțiile respective au tot continuat. Și să știi că au fost reacții, n-au fost, de exemplu, cât de la Cristina Prună, a avut o reacție foarte discutată la un moment dat împotriva certificatului verde, înainte, da, evident, să fie votat, că el până la urmă n-a fost votat. Și au fost niște reacții și pe partea aceasta, da, dar, atenție, aș zice că în momentul în care ai acțiune politică, trebuie să-ți alegi bătăliile. Nu poți să și redefinești inflație și să faci absolut tot, da, cum vrei tu. Trebuie cumva să te concentrezi pe anumite lucruri și să vezi unde poți avea o influență și ce unde, da, nu. De acord că sunt și niște calcule politice, înțeleg. Și de-aia cumva nici nu, să zic, nu ți-am reproșat nimic din punctul ăsta de vedere, cunoscându-te în perspectivă de amiciție. Mm. Totuși, a fost și problema asta foarte, foarte importantă pe care
pe care am văzut-o la sfârșitul anului 2022, când am avut aproape toți toți senatorii USR care au votat pentru certificatul verde, și ceea ce ar fi dus practic la dacă s-ar fi votat, s-ar fi dus practic la efectiv la limitarea dreptului la muncă a unor oameni care nu voiau pur și simplu să-și facă un rang medical care e în esență privat. Da, e o chestiune privată și care ar trebui să rămână în sfera privată, și din punctul ăsta de vedere spun că atunci ăla a fost momentul în care din perspectiva mea USR-ul și-a atras foarte mult hate, ca să spun așa. Multă antipatie și din punctul meu de vedere justificat. Adică, pentru că oamenii efectiv au văzut-o ca ceea ce a fost, și numai, din păcate n-a fost numai la noi, adică a fost peste tot, a fost o mișcare generalizată, nu știu care e sursa, nu știu care e, adică nu o să speculez, dar mișcarea a fost văzută ca efectiv interzici sau îmi faci cel puțin îmi faci extraordinar de dificil actul de a-mi pune pâine pe masă și de a-mi hrăni pe mine, de a hrăni familia și așa mai departe. Și de asta spun că mulți ar fi vrut, cred că și de la tine ar fi, ca să înțelegi un pic situația, știi, ar fi așteptat o reacție mai promptă, pentru că era o chestiune importantă, da, de nou, mai pot să muncesc sau nu mai pot să muncesc? Mai pot să-mi folosesc talentele și munca și lucrurile pe care le-am acumulat până acum sau nu? Aș zice o chestie. Votul e la noi, spre diferență de multe alte parlamente, inclusiv europene, e foarte ușor să vezi cine ce a votat pe o lege, pentru că este foarte transparent și e pe site și e pus acolo. Bine, e greu de găsit pe site, totuși e un pic de... Probabil că dacă ai exercițiu... Dacă ai exercițiu, s-ar putea să fii poate un algoritm ăsta care poți să găsești lucrurile mai repede. L-am căutat și eu și știu că mie mi-au luat ceva până am găsit... Posibil să am exercițiu. Au fost doi senatori. Nu toți senatorii USR au votat. Nu toți, știu că au fost doi care nu au votat. Dar și la câte voturi a picat? Nu dacă mai știu. Votau ei doi, trecea? Nu mai știu. Zic nu mai trecea. Știu. Au fost fix cele două voturi de care era nevoie ca să și care nu s-au întâmplat. Într-adevăr, au mai fost absenți și de alte partide. Că pentru mine e gravă tendința, ideea asta că au existat suficient de mulți oameni între senatorii USR care au considerat că e ok să voteze da. E important ca oamenii să poată să aleagă cu cine interacționează. E important, pe ce criterii vor ei. Pe ce criterii vor ei. Dacă cineva, de exemplu, consideră că un virus chiar e un pericol mare și pur și simplu, oricât de mic ar fi riscul să-l ia, nu vrea să-l ia. Și vrea să interacționeze numai cu oameni care s-au vaccinat. Da. De ce să nu-i permiți să facă lucrul acesta? Da, da, că nu se pune problema de a permite, se pune problema de a obliga angajatorii să-ți ceară. Adică nu se pune problema că te lăsăm să-ți... Atenție, era ideea că angajatorii puteau să decidă. Unde erau niște obligații, era pe partea aceea de lucru cu publicul, unde, într-adevăr, aici poate era... Da, și chiar și atunci era o problemă. Atenție, și mai e o chestie, uite, alte state care au făcut. Unii au făcut numai pentru cine lucrează la stat. Deci, practic, angajatorul, dacă vrei să lucrezi la stat, trebuie să te conformezi regulilor acelea de la stat, și dacă vrei să lucrezi la un alt angajator privat, ceea ce oricum spune că este excesiv, pentru că, de nou, vorbim totuși de un act medical care este în esență privat. Dar fii atent că este un act medical care poate să aibă consecințe prea mult în terților. Dacă are reguli, pentru că consecințele trebuie, păi, poate să aibă, dar nu poți să pui pe cineva, așa cum s-a întâmplat și în pandemie, să pui pe cineva în situația are o prezumție de, așa cum ai prezumție de nevinovăție, nu poți să te prezumi bolnav și numai bolnav ca fiind în potențial vector sau mai rău chiar fiind inconștient. Adică totuși trebuie ca să ajungi să, așa trebuie să demonstrezi. Poți să-mi aleg riscurile la care mă expun? Asta da, clar. Păi și dacă pot să-mi aleg riscurile la care mă expun, eu pot să zic, băi, cineva care este sănătos poate să fie potențial purtător și dacă vreau să reduc riscurile alea, și nici atunci nu sunt zero, evident, îi vreau să interacționez numai cu oameni vaccinați. Bineînțeles, vreau ca clienții mei care intră pe ușa restaurantului meu să fie toți vaccinați, vreau ca chelnerii, bucătarii, personalul auxiliar pe care l-am angajat să fie toți vaccinați, și eu vreau să nu-mi asum riscurile acestea. Și atenție, în momentul acela s-ar putea ca și cineva care zice eu nu vreau să merg decât în restaurante în care toată lumea e vaccinată ca să minimizez riscul, de acord, nu va fi zero, niciodată, să interacționez în felul acesta.
Și mie, nu mi se pare deloc ilegitim lucrul ăsta. Nu, îi spun ideea că e perfect legitim, dar doar atât că nu intervine statul în ecuația asta. E că la fel las-o, așa cum las și ideea de căsătorie, las-o în sfera privată. Lasă-mă pe mine să aleg cu cine interacționez sau dacă interacționez și așa mai departe. Statul e că reglementa acel certificat de vaccinare că zicea ești vaccinat sau nu ești vaccinat. Apoi că unii alegeau să-l folosească într-un fel sau altul, aia ar fi o parte de folosire legitimă a acestui instrument. Că sunt de acord cu tine și că nu trebuie neapărat să mi le zici, poate le ai, poate nu le ai, dacă nu le ai, ți le dau. Sunt niște lucruri care nu erau ok, pe care le făcea statul, inclusiv cu certificat de vaccinare, sunt de acord cu tine. Dar în esență, faptul că dai o unealtă ca oamenii să poată să vadă cine este și cine nu este, având în vedere sperietura mare care a fost cu această pandemie, și nu doar sperietură, totuși, Sperietura a fost inițiată și consecințe, dacă e să ne uităm, acum au fost, știm clar, consecințele medicale au fost mult mai grave prin limitarea accesului în spitale. Pot știm deja că sunt oameni care au murit sau au probleme deja cu scări, nu și-au făcut screening-uri. Ai cazul Suediei care n-a avut nicio închidere și care până la urmă a avut imunizarea naturală mai rapidă. Și au fost inclusiv... Astea le-am văzut și eu, pot fi de acord cu chestia asta, dar atenție, dacă mâine revine o pandemie și iarăși nu știm cu ce avem de a face, primul instinct va fi tot ăla. Haide, luăm riscurile la minim până aflăm ce se întâmplă și apoi ne relaxăm. Mai ales că acum știm, deci știm ce s-a întâmplat atunci. Știm inclusiv de atunci că au avertizat mulți oameni, că au spus, inclusiv și eu și eu nu sunt de specialitate, am spus, în martie 2020 vom avea probleme grave economice dacă se întâmplă chestia asta. Da, era clar. Dar se pare că pentru ei nu era. Pentru că aveți acum economiști de pe la Banca Mondială sau mai nu mai știu unde, care spun, dar nu ne-am dat seama, nu știam atunci că așa. Păi cum v-ați dat seama? Că era logică, ce o să faci? Să închizi economia, ce s-ar putea întâmpla? Știi cum e? Economiștii au un renume prost și e vorba aceea, e ca la politicieni. 99% din economiști dau celorlalți un renume prost. Cam așa este cu toate. Cam ca taximetrie, nu? Sau... Deja mă urăsc mulți taximetriști și n-aș vrea să... Nu, să știi că, în ciuda faptului că am mers cu orice, mergi cu Uber, așa, și cu taxi, mi-e indiferent. Experiențele mele negative au fost cam la fel peste tot, nu pot să spun. La fel de puține peste tot. Dar întrebări întotdeauna e... Exact la fel. E, da, mărul stricat care nici măcar nu le strică pe restul, doar lasă senzația. Dar o constantă e că e bine să ai mai multă concurență decât mai puțină. Și asta este motivul pentru care unii taximetriști nu le place de mine, deși eu susțin că inclusiv ei pierd într-o societate în care un grup poate să blocheze concurența. Pentru că așa cum ei sunt furnizori pe taximetrie, pe toate celelalte lucruri sunt clienți. Și dacă ei reușesc pe piața taximetriei să blocheze concurența, atunci o să reușească și ceilalți să blocheze concurența pe toate celelalte piețe și vor avea o viață mai proastă. Adică, până la urmă, haideți să nu ne furăm singur căciul. Nu, aici suntem 100% de acord. Două citate, apropo de... Liberal în economie, deci. Tudor Smirna, director al Institutului Ludwig von Mises, România. O bună parte a inflației și la noi și la nivel mondial vine din politicile care au fost atunci, în timpul pandemiei. Au crezut guvernații că pot să oprească economia, să o folosească ca pe o jucărie și după aceea să o pornească și cât timp e oprită, să injecteze lichiditate în speranța că în felul ăsta lucrurile rămân neschimbate și fără probleme. Și al doilea citat, din același interviu, Adrian Panainte, jurnalist Profit.ro, într-adevăr a fost o neînțelegere la nivelul publicului, pentru că eu cred că a fost orchestrată toată această treabă, că poți sta acasă pe canapea, poți să oprești economia și cumva cineva îți dă bani din diparniță și totul poate fi ok. Ești de acord cu evaluările celor doi, a lui Adrian Panainte și a lui Tudor Smirna? Da, 100%. Și ar fi rezonabil să spunem că efectele acestei inflații, bineînțeles, accentuate de alte măsuri, se continuă până ziua de astăzi, s-au tot transferat în... Până ziua de astăzi, bineînțeles că puteți vorbi și de gaussiană și suntem pe coada gaussiană. Vorbim și de erorile guvernului, care probabil că din ultimii doi ani care au accentuat problema. Da. Dar într-adevăr avem un efect de ăsta, mai ales că totuși întârzi. Nu poți să blochezi economia și să tipărești bani și să ai impresia că nu o să explodeze prețurile. Da. Bun. Hai să vorbim un pic despre alianța USR-PMP-FD și o să încep cu trei, tot așa, cu trei citate. Deci schimbăm acum, intrăm în real politic. Trecem în real politic, da. Așa. Și o să încep cu trei citate. Pentru că mi se pare importante față de... ca să înțelegem un pic sau ca să înțeleagă ce obțin alții ce se întâmplă cu alianța asta. Eugen Tomac, președintele PMP în 2020 despre USR.
Depinde ce înțelegeți dumneavoastră prin dreapta, pentru că USR nu este un partid de dreapta. USR este un partid marxist, de stânga, identitatea lor politică nu are nimic în comun cu valorile de dreapta, care înseamnă conservatorism, care înseamnă spiritualitate, care înseamnă identitate, deci sunt lucruri complet diferite. Al doilea citat, Cătălin Drulă, tot în acea perioadă, ne întreabă multă lume cum vom putea colabora cu PNL la guvernare. Este simplu, dacă vor majoritate cu USR și nu cred că își mai permit să-și bată joc de român cu încă un USL, sunt câteva condiții. Una dintre ele este retragerea din prim plan unor iordachi ca Florin Roman. O altă condiție este că trebuie să lucrăm cu un premier care trece testul onestității și loialității. Nu în fața noastră, ci în fața alegătorilor. Astăzi Ludovic Orban, prin minciunile la adresa USR, a picat grav acest test. Și al treilea citat, Ludovic Orban, care, mă rog, de fapt, nu, hai să legat oricum de pandemie, deci, dar e important. Au fost agenți economici care, deliberat, au refuzat să respecte normele de protecție sănătății în pandemie. Pentru această categorie de agenți este această măsură prin care să existe posibilitatea, în cazul încălcării sistematice a legilor de protecție sanitară, să se poată suspenda pentru 15 zile activitatea agentului economic, respectiv la 2-3 abateri. Domnul Orban a fost mai diplomat, să zic, față de restul, față de USR sau față de PMP. Probabil că are, cumva să zicem, o experiență de discurs mai stând mult în politică. La dânsul are problema asta că totuși a fost în mandatul său, au fost aceste restricții foarte dure din timpul pandemiei. Întrebarea mea este... Ești foarte blândă. Poftim? În mandatul tău au fost, pe ce au venit? În mandatul mandatul lui le-a făcut. El le-a făcut. Păi da, da, asta spun. Deci sub mandatul lui. El le-a făcut. Păi da, exact. Nu da, poți zice, deci, în Stalin au fost genociduri. Păi, el le-a făcut. Nu au venit genociduri. Sunt bun. Deci în condițiile astea avem un Eugen Toma care spune că, pe domnul Eugen Toma care spune că USR-ul este marxist. Da? Pe domnul Drulă care spune că nu are încredere în domnul, cel puțin în anul 2020, dacă nu avea încredere în domnul Orban. Și domnul Orban care vedem care are această moștenire a restricțiunilor în pandemie. Cum poate funcționa o alianță de genul ăsta și cum se poate numi de dreapta, când nici măcar oamenii între ei nu se consideră de dreapta și nu... și chiar s-au spus niște cuvinte, mi se pare că la nivel politic s-au spus niște cuvinte destul de grele. Ca în diplomație, unde diplomație nu trebuie să-l înjuri pe ăla, e suficient să spui că este într-un fel sau altul foarte legat și deja e clar că ai tăiat, ai ars niște punți sau oricum le-ai șubrezit. Și cum poate funcționa o alianță de genul ăsta, cum se poate numi de dreapta, dar mai ales cum poate funcționa în interesul general al dreptei, să zicem. Deși nu mai al dreptei, că sunt și restul oamenilor din România care chiar dacă sunt de stânga, sunt tot români, sunt tot concetățenii noștri, sunt și ei să trăiască și cum poate funcționa alianța de genul ăsta, unde sunt tensiuni așa de mari? Eu zic că funcționează prin alinierea intereselor. Deci în momentul când s-au aliniat interesele, cred că lucrurile pot funcționa foarte bine. Întrebarea continuă și te întreb după aia. Dacă vrei, se aliniază spre stânga sau aliniază spre dreapta întrebările? Interesele, asta e important. Eu sper că spre dreapta și cred că spre dreapta. Adică sunt amândouă. Dacă n-ar fi de dreapta, ar susține zero taxe pe salariu minim? Ar susține pilonul 2 al sănătății? Da, susțin. Vei avea susținere? Crezi că vei avea susținere pentru... Păi am avut-o ultima oară, deci bănuiesc că o să o avem și de data aceasta. Și din partea aceasta, PMP și din partea... Eu sunt membru USR și da, noi am avut un program electoral în care ideile acestea au fost. N-o să te mint că mi se pare că da... Unii sunt mai degrabă pe partea aceea de stat mai mare, dar atenție, cu ce te-a încălzit faptul că, nu știu, guverne de dreapta și-au zis de dreapta, dar în practică au fost de stânga? Păi nu, tocmai că nu mă încălzește, dar asta și spun, că totuși aici vorbim de o alianță a dreptei care vine și salvează. Voi vă spuneți așa, știi, ca să spun, nu vreau acum să generalizez partidul la tine sau să te generalizez pe partid, dar... Cred că nu este un lucru exagerat să spui că eu sunt de dreapta sau că Cătălin Drulă e mai degrabă de dreapta sau că inclusiv politicile pe care le-a... Să zicem, da. Nu cred că e exagerat. Nu cred că este un lucru nenatural și nu... Uite-te ce am făcut când am fost vorbim, miniștri. Asta spun, știi că declarativ voi spuneți, măi, suntem de dreapta. Noi promitem că suntem de dreapta. Asta este... e alianța de dreapta. Da. La ce puteți să ne așteptăm? În principiu, oricum, dreapta în România înseamnă că nu ești PSD. Deci cam asta a însemnat până acum. Că nu mai poți să definești termenul dreapta. Mă rog, atenție mare la definiții. N-ai pus dreapta și stânga, că aici mi-aș fi fost greu să definesc. Ales greu de definit oricum. Deci, da. Care e... aș zice că dreapta, alianța aceasta, este singura alternativă non-rusofilă la actualul status quo, la actuala putere.
mai ales că în momentul în care avem acest interviu, deja este clară intenția lor de a merge în liste comune și de a face lor intenția PSD și PNL. PSD și PNL vor avea liste comune. Deci nu vei putea vota unul dintre ele, vei putea să le votezi pe amândouă la grămadă sau să nu le votezi deloc. Sau să votezi altceva. Da. Și în momentul acesta, cred că singurii care mai pot reprezenta ceea ce înseamnă antipesedismul este USR-ul, de fapt. Și această alianță care s-a făcut în jurul USR-ului. Haideți să nu ne mințim. Această alianță înseamnă și supraviețuirea politică a acestor partide. Da, ceea ce, mă rog, mie... Și de-aia, cred că și declarațiile din trecut, în momentul în care se aliniază interesele, liderii sunt mai degrabă dispuși să le uite. Nu, dar asta e și o problemă, că pe noi, pe români, sau pe mine, nu mă interesează dacă FDU sau PMP-ul supraviețuiește, sau dacă USR-ul supraviețuiește. Dacă asta este criteriul de bază a alianței, că trebuie să supraviețuim electoral, nu e reclamă bună. Pentru USR nu este criteriul, atenție. Pentru criteriul dar pentru PMP și vede dacă PMP și vede, nu, trebuie să supraviețuim și noi și atunci am făcut și noi alianță ca să mai existăm, să mai avem o vagă relevanță politică. Nu mi se pare că e un punct de vânzare. Cred că această alianță arată că USR-ul poate să construiască în jurul lui și este ceea ce a făcut cu această alianță. Okay. Și de-aia cred că lista condusă de Dan Barna la următoarele alegeri europarlamentare va convinge foarte multă lume să o voteze. Public o să vă judece, eu recunosc că am dubii foarte mari, dar... Păi, ți-am zis, o să vină, cel puțin pe București, o să-l avem cu siguranță pe Nicușor Dan candidat și oamenii o să aibă posibilitatea să voteze Nicușor Dan Alianța Dreptei pe consilii general, locale, candidații la sector pe care o să avem și în paralel o să fie și alegerile europarlamentare, că deja s-a decis această comasare, în care vor putea să meargă să-l voteze nu numai pe Nicușor Dan, dar să voteze și această listă condusă de Dan Barna. Ok. Hai să trecem foarte scurt, aș vrea să legăm un pic de PNRR. Da? PNRR-ul care a fost practic un program al Uniunii Europene care să ne scoată în groapa în care ne-au băgat tot guvernele în timpul pandemiei. Da? Dar și sincer, de principiu o să zici că e o idee bună, sau mă rog, eu cu o inițiativă bună, hai că, de principiu. V-am băgat într-o groapă, trebuie să vă scoatem acum, venim cu programul ăsta. Da? Totuși acolo sunt niște bani. Întrebarea mea, banii ăia, cum îi vom da înapoi? Pentru că va trebui cumva să-i dăm înapoi. Și cum, că vin de undeva, dar nimeni nu-ți dă niște zeci de miliarde pe gratis. Jumătate sunt pe gratis. Cum pe gratis? Sunt literalmente gratis. Dar ce înseamnă pe gratis? Nu-i mai returnăm. Cum nu-i mai returnăm? Nu-i mai returnăm. Jumătate sunt grant. Jumătate sunt grant. Grant ce înseamnă? Vreau lămurește că poate nu înțeleg eu. Exact principiul fondurilor europene. Ok, bun. Principiul fond. Da, banii aia vin de undeva. De unde vin banii aia? Mai ales de la poporul german. Mai ales de la poporul german. Da. Cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene este Germania. Apoi e Franța. Atenție, Franța, cât de socialistă o vezi, e totuși productivă și... Este, nu? Da. Franța este. Și al doilea contributor, mare, da. Da, și capital acumulat mult, e al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene. Și țările nordice, adică sunt... Oamenii ăștia sunt dispuși, practic, Germania și Franța, ca prin contribuitor la bugetul Uniunii Europene, sunt dispuși să ducă în spate încă 20 și ceva de țări, fără niciun fel de... Da, îți dau ceva, iau ceva în schimb, pur și simplu este e politica comunitară, out of the goodness of their hearts. E politica comunitară a Uniunii Europene. Și ei nu-și vor recupera banii ăștia, ei și-au luat la revedere de la niște zeci de miliarde de euro pe care nu va trebui să-i dăm și nici chiar dacă nu era PNRR-ul, de fapt. Și chiar dacă nu era PNRR-ul, fondurile structurale europene și inclusiv subvențiile agricole așa funcționează. Bun. Ei ți le dau și nu le mai ramursezi. Și nu mai, sub nicio formă, nu o să ne trezim peste 5 sau... Atenție, România ce plătește, plătește și ea la bugetul Uniunii. Doar că plătește mai puțin decât primește. Dar atenție, aici unde poți să formulezi un argument și eu am mai zis chestia asta public de mai multe ori. Hai să vedem și cine plătește și cine primește. Că cam jumătate din banii care vin în România sunt subvenții agricole. În principiu, ai zis că agricultorii îi primesc. Da, și mulți agricultori sunt fie mari latifundiari, fie în principiu niște mici baronași locali, primari de comune, care și-au strâns foarte multe terenuri. Ceea ce nu înseamnă că nu sunt și agricultori în același timp, adică nimica nu interzice primarului să fie avut și un business în agricultură și să facă un business absolut legitim. Și cealaltă jumătate din bani sunt acele, să zice, fonduri structurale care se duc pe diverse lucruri, de la construcție de infrastructură, la granturi pentru întreprinderi și lucruri de genul acesta. Și care, iarăși, deci sunt cumva, unii primesc bani, în schimb de plătit, îi plătim toți prin taxare.
Asta e și întrebarea, de fapt, și una dintre probleme pe care le-am avut întotdeauna cu ideea asta de fonduri europene, pentru că de plătit plătim toți, dar ele se... Dar de primim puțin. Primim puțin și da. S-ar putea să zică cineva, bine, dar uite, s-a făcut un pod nu știu unde, da, dar s-ar putea să nu trec în vecii vecilor pe podul ăla, eu am plătit pentru el, așa, dar nu sunt un beneficiar și vorbim totuși de o schemă socialistă redistributivă până la urmă, dacă da, e dar să... aș zice că, atenție, tu ar trebui contrastat cu ce făcea statul cu banii aceia. Pentru că statul român are și el aceste scheme socialiste redistributive. Bineînțeles, sub bineînțeles. Forma faimosului PNDL, Program Național de Dezvoltare Locală, care a fost și motivul ieșirii de la guvernare a USR-ului în momentul în care... Da, ok, deci ar fi rezonabil să spunem că avem practic de ales între, de punct de vedere strict economic. Atenție, deci e relevant, că nu vreau să duc la discuția pasvante chioru, dar deci e relevant. Investițiile europene au fost mult mai apropiate de ce aveau nevoie oamenii, cel puțin ca folosire și ca tot, cu problemele lor, nu o să zic nu, decât alea care au fost făcute pe fondurile naționale, unde a fost o bătaie de joc teribilă, pe lângă probleme de corupție, de becuri de 3.000 de euro și chestii de genul ăsta. Asta tocmai pentru că sunt banii altora, cumva, sunt banii lor și atunci vor să se asigure parte, cel puțin. La banii europeni te mai verifica cineva din afară. La banii așa nu te mai verifica nimeni. Mă, sau se verificau între ei, probabil și bună ziua și un braț verde. Da, curtea de conturi. Da, dar totuși e noțiunea asta că trăim într-o structură socialistă, că sunt acolo, sunt socialiști mai buni, într-adevăr, nu? Adică e rezonabil să spun chestia asta, că avem practic ales între socialiștii autohtoni și socialiștii de la Bruxelles, care sunt de bine de rău, mai au cât de cât o mică moștenire a unei gândiri economice cât de cât rezonabile, dar că totuși practic avem de ales între două, eu așa o văd, că avem de ales practic între două ramuri de socialism sau două feluri de socialism, care unul dintre ei un pic mai spălățel, să zic așa, dar mult mai centralizant, deci, pe de altă parte. Aș zice așa, aș zice că Uniunea Europeană e eminament un proiect în esență și la bază liberal. Baza ei este cele patru libertăți de mișcare a bunurilor, a capitalurilor, a serviciilor și a persoanelor. Și asta este, de fapt, cel mai puternic lucru pe care l-au reușit Comunitatea Europeană, că s-a numit altfel în inițial și că acum a ajuns la Uniunea Europeană. Și asta este o bază liberală absolut fantastică. Faptul că tu poți să faci ceva în Portugalia, să o vinzi în România și să mai coopereze la asta și un polonez, de exemplu, și să n-ai absolut niciun fel de problemă de vamă, de granițe, de reglementări și toate acestea. Peste statul acesta eminamente liberal, într-adevăr, s-au suprapus un stat de suprareglementare, de lucruri care au împiedicat Europa să se dezvolte la potențialul ei maxim. Și uite, unul dintre exemple pe care le dau este tocmai asta al industriei telecom. Europa era cea mai tare pe telecom. Deci era lider mondial. Erau giganții telecom, erau aici, Siemens, Alcatel, Nokia, Ericsson, you name it, erau aici. Și nu numai pe partea de terminale, ci pe partea de infrastructură, de rețea și toate lucrurile acestea. Comisia Europeană, văzând lucrurile acestea, au zis să aibă un rol proactiv și au avut un rol proactiv, dar care până la urmă s-a transformat în a anula acest avantaj competitiv al Europei în favoarea Americii și Asiei. Și dacă te uiți acum, de exemplu, cam niciuna dintre companiile astea mari care au lidere pe domeniul lor nu mai e în top 20. Dacă te uiți în top, chiar te uiți în top, cred că 20 sau chiar 30 mondial a celor mai mari companii de IT, de high-tech, niciuna nu este europeană. Da. Adică este ceva absolut siderant. Unde reușește în continuare sau unde avem ceva excelență aici este în Olanda, în regiunea aceasta Eindhoven, unde e acea companie ASML care produce mașinările care produc la rândul lor chipuri. Și care e un lucru extraordinar, dar iarăși care s-a dezvoltat mai degrabă din cauza pieței libere, adică sunt o inovație sau datorită, mai degrabă. Datorită, corect. Datorită pieței libere. Dar nu vreau să te corectez, datorită mi s-a părut adică amuzant. Eu sunt de acord, dar fie atent, orice societate are pe amândouă, partea bună este că măcar la nivel european ai o deschidere pentru concurență și o valoare a concurenței mult, pentru ei ideea de concurență este foarte importantă. De-aia acel DG Competition, directoratul general. Cine sunt ei? Asta e întrebarea, pentru că totdeauna vorbim de acei ei. Structurile de putere care... Să spun de ce, de la nivel european. Pun accent pe chestia asta, pentru că dacă întotdeauna se întâmplă ceva bun, nu știu, o serie de măsuri bune, economice, politice, sociale, whatever, cineva o să vină și o să spună, da, noi am făcut, eu partidul cu tare, eu politicul... Dacă merge prost, apare diateza pasivă, s-au făcut greșeli, în care...
nu știu, s-au făcut. Vedem cine s-au făcut. Și de asta te întreb, ca cine sunt ei? Întotdeauna vorbim de ei, noi. Cine sunt ei, cine sunt noi, cine este? Establishmentul european. Deci okay. Combinația aceasta dintre politicieni și funcționari europeni care chiar au influență asupra sistemului. Aș zice că ei au o valoare sau pun o valoare mare ideii de concurență și asta este un lucru foarte bun. Și de aia, de exemplu, România sau statele membre, dacă vor să facă o schemă din asta de ajutor de stat în care să îmbogățească pe câțiva, trebuie să o notifice la comisie și să primească ok-ul de la comisie și de multe ori nu prea îl primesc. Sau trebuie să negocieze înainte felul cum să o facă și nu știu ce și ăștia le zic, bă, dar nu prea mult și mai tăiați acolo și nu puteți cu condițiile alea. Adică îi mai pune bețe în roate socialismului local. Și asta în numele acestei competiții și acestei concurențe. N-aș vrea să vorbim neapărat de dreptul concurenței, că și acolo sunt foarte multe discuții, dar în esență este un lucru bun și unul dintre lucrurile care face Europa să meargă înainte și să crească sau să aibă o forță mai mare. Problema, într-adevăr, și aici eu sunt de acord, este și acest strat de supra-reglementare european. Uite, îți dau de exemplu Thierry Breton, care atenție, vine din dreapta franceză. Da, deci, da, eu am văzut că am ascultat câteva declarații ale dânsului și lăudat, mi s-a făcut mărciucă, deci. S-a lăudat acum câteva săptămâni, nu mai știu exact când, că Europa e primul continent și singurul continent care a reglementat inteligența artificială. Da. Și președintele Franței Macron, care a fost ministru într-un partid socialist, da? Deci și într-un guvern socialist. La câteva zile după aceea, pe o scenă, l-a luat puțin peste picior, a zis întotdeauna ceva de genul să ajungi să te lauzi, că reglementezi repede și puternic ceva ce nu inventezi, e o prostie, adică cum să faci lucrurile acestea? Adică până când și la nivel european oamenii realizează că partea aceasta de supra-reglementare, supra-birocratizare, centralizare excesivă face rău Europei. Și atenție, a fost un ziarist, Cristi Pantazi, care a scris un articol în G4 Media recent exact despre chestia aceasta. Și unii au zis, ești contra Europei. Nu! Dacă era contra Europei, ar fi vrut și mai mult centralist și să se prăbușească toată șandramaua. Nu, iubește Europa în momentul în care o critici constructiv, în care zici, asta e o greșeală. Da. Și atenție, asta poți să dai și în România. Dacă critic ce se întâmplă în România, nu înseamnă că nu-mi place România. Dimpotrivă, critic pentru că iubesc România și aș vrea să meargă mai bine. Și acolo e o problemă în sănătate, educație, economia, nu știu. Da. Deci, în spiritul ăsta, mie mi se pare că Europa are foarte multe aturi. Faptul că există această comunitate, această piață unică, este un lucru fantastic. 500 de milioane de oameni, grosso modo, mult capital acumulat, enorm de mult potențial, care, din păcate, are o povară destul de mare, care, în schimb, poate fi dată jos mai ușor. Da. Adică, în alte continente nu ai chestia. Sau să zicem, da, deși vedem totul, dacă e să ne uităm, tendința este în continuare de centralizare și de reglementare. Și aici voiam să... Că ai adus o problemă foarte importantă, asta, problema de discurs. Că în România, spre exemplu, dacă te uiți în mediul online mai ales, dar nu numai, chiar și pe la televiziune, imediat cum ai comentat ceva de Uniunea Europeană, ești automatic categoristic anti-european, în primul rând. Și asta e o problemă, pentru că în momentul în care și ți se va spune taș de în gură că noi mai mult primim decât la Uniunea Europeană decât e adevărat. Aici o nuanță. Dar poți să lași orice comentator de la televiziune, dacă ți-a zis cineva ceva, gata. Nu, dar e discurs general, adică dacă o să mergi în mediul USR-ul aproape toate televiziunile înjură USR-ul. Pentru că primezi niște bani și au o aliniere. Nu zic că te lași intimidat sau au lucea din sărat. Asta zic, nu poți să-ți faci agenda. Adică dacă un lucru îl consideri adevărat, trebuie să-l spui, nu? Sau... Și mi se pare la fel că ne lăudăm că, dacă ne lăudăm că și zicem ne mândrim atât de mult că trăim într-o democrație liberală, păi cum trăim într-o democrație liberală și nu putem să ne criticăm instituțiile? Adică e... Nu, atenție, totul, exact, e perfect de acord. Adică, perfect de acord. Da, pot să spun ceva, pot să spun că am o problemă cu ce se întâmplă, pot să... Da, atenție, și optica în care o faci, că poți să zici Uniunea Europeană nu e bună, hai să ieșim din Uniunea Europeană, sau poți să zici Uniunea Europeană poate să meargă mai bine, așa ar trebui să meargă dar mai bine. Dar există adică și chestiunea asta, mi se pare că e și asta un punct de vedere rezonabil, pentru că la un moment dat poți să spui, măi, mie nu mai îmi convine poți să n-ai dreptate, sau poți să ai, dar poți, trebuie să ai deci, englezii dreptul fără să... Nu mai convine situația asta și totuși Uniunea Europeană i-a pedepsit, mi se pare exemplar, că au încercat să le facă viața cât mai grea, pe lângă, în primul rând, și-au făcut-o englezii grea viața. Și-au făcut-o ei cu mâna lor. Asta a arătat... Că vorbeam cu cineva, au scăpat de socialismul european ca să-și facă socialism la ei acasă, n-ați făcut nimic. Deci conservatorii, din păcate, britanici au dat-o cu bâta în baltă urât de tot. Prin execuție, că puteau să execute bine. Asta ți arată cumva...
beneficiile acestui proiect european, chiar și pe partea aceea. Ai niște birocrație europeană, GDPR-ul și alte lucruri asemenea, dar o ai mai mică decât cea pe care ar face niște nebuni la nivel Da, bine, aici spune că... Și aș mai zice un lucru. Ce le-a făcut așa rău Uniunea Europeană? A ieșit din piața comună. Da, ți-a închis granițele. Dar tendința s-a văzut clar din discursul politicienilor europeni că tendința a fost, aha, ați ieșit, vă arătăm noi. Da, păi să știi că este corect. De ce? Pentru este că corect. Trebuie să ai opțiunea să ieși amiabil, da? Să spun, măi, nu mai convine deci, dacă... relația asta. Vă dau, dacă avem ceva datorii, le reglăm, nu? După care văd alternativa, treaba... alternativa era ca și Uniunea Europeană să zic, Nu, asta este un cum. Îți place rămâi, ai zis că vrei să pleci, ai votat să pleci, e bine, ok, nu o să te ținem cu forța, du-te. Nu suntem Rusia lui Putin. Nu, evident, nu, dar despărțirea a fost foarte franchiunoasă din partea Uniunii Europene, pentru că nu, a fost o grămadă de politici europeni. Da, să știi un lucru, pentru România și pentru liberalism, este un lucru rău că s-a întâmplat asta. Da, da, e dreptul lor. E dreptul lor. Eu nu am contestat asta, nici Uniunea Europeană nu a contestat asta. E, de nou, e un contract, da? E un tratat. Să știi că și din NATO poți să ieși. Dar nu e bine. De acord, nu, că de nou, că deci. Da, trebuie totuși să ai dreptul ăla, că la un moment dat să spui, măi, nu mai convin. Nu cred că a contestat cineva acest drept vreodată. Dar poți să nu fiu fericit cu ce se întâmplă. Asta da, nu poți să fii. Și atenție, pot să fiu și de acord, poate că în cazul unor state, cum au fost argumentele pro Brexit atunci, poate unii ziceau că ne e mai bine în afară. Mm-hmm. Exact ce ziceai. Da, poți să consider lucrul acesta. În cazul României nu e cazul. Ne e mult mai bine înăuntru decât în afară. Dar în alte cazuri, cel puțin. Poate dacă ar fi super bogați, cei mai bogați de la noi s-ar fi înălțat toată Uniunea Europeană, poate ar fi, ne-am uitat puțin, dar noi ce luăm din asta? Nu e cazul nostru, era mai degrabă cazul lor, atenție, ei și atunci erau al doilea contributor net, adică erau tot sub Germania. Deci dacă este cineva care chiar finanțează tot sistemul, acela e Germania. Uite, aici vreau să avem că devine ce în ce mai importantă discuția și ăsta e alt termen care e foarte blamat, să zicem, damnat cumva, da, în ziua de astăzi, termenul ăsta suveranitate. Da. Uh-huh. Și l-auzim pe Macron în 2017 sau 2018 cumva, că vorbește despre suveranitatea europeană. În schimb, în momentul în care sunt oameni în România care spun, da, vreau să, n-am o problemă să rămânem în europeană, dar nu îmi convine faptul că există din ce în ce mai mult tendința de a transfera suveranitate prea multă către Bruxelles. Inclusiv prin chiar Thierry Breton, dacă nu mă înșel, marchează foarte mult pe ideea asta, dar mai lăsați voi constituțiile voastre, lăsați să fie legea europeană supremă și lucrurile astea pe mine, spre exemplu, mă deranjează. Eu n-am nicio problemă să fiu de nou într-un schimb. Părerea mea, dacă am fost Europa, Uniunea Europeană ar fost pur și simplu un spațiu, cum spuneai și un liber schimb, liber circulație și atât, fără niciun fel de reglementări, ar fost ideal. Adică varianta, să zic, pur sânge, liberală, liberal clasică, cu piața liberă. Cărbune și pe oțel. Da. Culmea, acum suntem în situația în care, da, Uniunea care era Uniunea Cărbunei și Oțelului urăște cărbunele și oțelul, da? Sau mai ales cărbunele. Cred că mai ales cărbunele, da. Mai ales cărbunele, da. E o ironie. E un pic ironic. Da, totuși, aici voiam să te întreb, care-i poziționarea ta în momentul în care eu, să zicem, oamenii spun, măi, totuși vrem să ne păstrăm suveranitatea. E important ca România să rămână suverană în... Și ce părere ai avea, spre exemplu, dacă s-ar ajunge la un moment dat situația ipotetică în care Uniunea Europeană sau Bruxelles ar propune, ok, gata, trebuie să ne federalizăm. Există deja politicieni care spun chestia asta. Uniunea Europeană trebuie să devină un stat. Eu sunt partizanul unei armate europene, de exemplu. Da, asta să zicem că poate e o discuție separată și din motive separate. Da. Orice tratat în lumea aceasta, că îi zici federație, confederație, uniune, cum vrei tu, are un mod în care își stabilește diferendurile. Adică în momentul în care ai semnat și ai achesat la acel tratat, ai un principiu, un tribunal și zici, uite, mergem la acest tribunal și el stabilește și ce stabilește el e lege. Okay. Tribunalele internaționale funcționează pe principiul acesta al, nu mai știu exact terminul exact, dar ideea de că deciziile lor nu sunt enforțate fizic. Adică nu o să te, dacă ne dăm două state europene judecate la Curtea de Justiție, nu vine cu armata peste tine, dar consecințe există. Și în general în toate tratatele internaționale există consecința aceasta că dacă nu respecti vreo decizie,
nici nu mai ai voie să te duci la acel tribunal. Adică tu zici ceva de genul, bă, adică da, nu mai poți să te plângi dacă tu n-ai respectat o decizie, dacă, să ceri să se respecte. Nu recunoaște acel tribunal? Păi atunci nu-l respecti niciodată. Nu că nu-l respecti, da, când și dacă când te trage pe tine ceva în piept, nu poți să te duci să te plângi acolo. Da? Exact, exact. Corect. Și atunci, de fapt, ce se întâmplă este că ai ieșit din acel tratat. Da. Acum, noi avem mecanismul acesta prin Curtea de Justiție a Uniunii Europene, unde avem și noi judecători, România ca țară, e un sistem acolo de luarea deciziilor și ca orice tratat în lumea aceasta, va căuta în zona aceea gri să o definească într-un mod în care să crească. Același lucru, chiar dacă este o federație, se întâmplă în Statele Unite cu guvernul federal versus guvernele de state care au și ele constituțiile lor, dar care sunt sub cea federală, și exact asta se poate întâmpla și în cazul Uniunii Europene. Nu este ceva nenatural și întotdeauna decizia este, dacă să zicem speța, că asta este speța pe care o prezinți și tu, practic, decide Curtea de Justiție a Uniunii Europene ceva și decide curtea noastră locală altceva. Și avem de ales. Trebuie, dacă vrei să rămâi în Uniunea Europeană, trebuie să alegi. Eu aici mă refer la Constituție, nu la legile inferioare Constituției. Mă refer la Constituție. Dacă nu contează. Ceva, pentru că Constituția spune totuși că dacă vrei să schimbi, câte țin eu minte, dacă vrei să schimbi ceva constituțional sau eu, există un conflict între ce scrie în Constituție și un tratat, trebuie să schimbi Constituția. Nu poți să pur și simplu să te faci. Și acum sunt la facultățile de drept din România, se spune general, Constituție e și apa acolo, dar de fapt legea europeană contează. Da. Și e o problemă de suveranitate, totuși, de cedare majoră de suveranitate. Alegi dacă să cedezi sau nu. Vrei să rămâi în Uniunea Europeană? Da. Atunci alegi să cedezi. Da, nu totuși, vrei, poți să n-o cedezi, dar atunci n-o cedezi deloc. Adică nu o cedezi unde vrei, aici o vreau, aici nu vreau, totuși vreau și subvențiile, dar nu vreau Constituției, totuși, conform Constituției, din nou, dacă există conflicte și dacă există conflicte... Nu sunt jurist, sunt economist. Așa știu eu, s-ar putea să greșesc. Nu sunt jurist, sunt economist, dar aș zice că în momentul acela ai o alegere de făcut și cea europeană este peste cea națională. Ok, crezi că e bine să fie așa? Cred că e singurul mod funcțional. Pentru cine? Pentru a putea avea această structură. Altfel n-ai să poți să ai această structură. Nu, eu nu zic că nu poți să ai. Adică, exact ca Statele Unite sau în alte țări. Uite, aici n-aș face comparația totuși cu Statele Unite, pentru că ea o istorie a federalismului pe care Europa nu o are. Așa este. Sub nicio formă. De noi nu știm să fim așa, nu putem să fim federalizați. La ei este totuși popular. Nu putem. Putem. Mă rog, nu putem. Depinde, nu putem depinde de gradul de integrare pe care îl vrem. Gradul de integrare care este în Statele Unite și care e specific unei federații, mult mai mare decât ce există acum în Europa. De acord. Și aș zice că asta poate să fie și un avantaj al Europei. Adică chiar că e un lucru bun, cumva. Adică, păi aici avea să-l trebuie. Tu dacă ți-am zis, dacă am ajuns de situație ipotetică în care, să zic, uite, îți dau science fiction, da? Se elimină dreptul de veto, da? Și avem practic un vot majoritar, există un curent la Bruxelles sau un curent european care vrea federalizare, se folosește de propagandă, face reclam, face, mă rog, spoturi, nu știu ce, social media, convinge acea majoritate calificată să voteze pentru federalizarea Europei. Tu, ca politician, în momentul ăla, ce vei zice? Băi, nu e ok, mă lăsați-o mai mare cu federalizarea, sau vei zice, a, ce bine, ne federalizăm. Care este, cam care ar fi? Cred că te defini mult pachetul și unde e România în momentul ăla. Dacă ar fi România ca acum și ar veni cineva care zice mai multă integrare europeană, cred că pentru noi este un lucru bun. Ok. Da. Și aș face o paralelă. Dacă tu ești într-un club de oameni, da, toți v-ați înțeles, e bine, tot nu știu ce. Și la un moment dat, majoritatea acelui club, chiar dacă voi ați stabilit că prin unanimitate se fac schimbări, zic, bă, noi vrem să facem schimbarea asta. Și o faci. Și tu zici, bă, dar nu e ok ce ați făcut. Nu știu, eu nu am fost de acord cu asta. Da. Poți foarte bine să pleci din clubul acela. Da? Poți foarte bine să nu stai unde nu-ți da, place. Problema este că dacă... Da, ce cred eu că e bine pentru clubul ăla, ce cred eu că e bine pentru Europa, e subsidiaritate. Și asta e iarăși un principiu european. Cum ai subsidiaritate dacă nu ai totuși, dacă îți pierzi, dacă cedezi din ce în ce mai multă suveranitate? Păi depinde pe ce subiect, știi? Adică, de exemplu, eu n-aș vrea ca statele membre să poată să-și dea subvenții, să poată să facă schemele astea de ajutor de stat și să naționalizeze și să intervină în prețuri cum ar vrea multe dintre ele și cum se mai dă derogare câteodată așa parțial și nu sunt de acord nici cu acele derogări. Da. Ce a făcut Uniunea Europeană când criza energiei a început războiul din Ucraina. Adică sunt niște chestii de genul acesta, poate nu le-aș vrea, dar măcar sunt mai limitate decât ar fi fost în mod normal și asta este un lucru bun pentru Uniunea Europeană. Da, uite, avem o problemă, apropo, și asta mi se pare foarte important, problema energetică, că ai adus-o, ai pus-o pe masă. Avem Germania care
pare să vrea să se sinucide energetic. Și-a tăiat craca de sub picioare. Și-a tăiat craca de sub picioare, dar din păcate se pare că aceeași cracă va fi tăiată și sau pare să fie tăiată și de sub picioarele Uniunii Europene pe de-a întregul. Adică vorbim de politici europene care merg, prinse inclusiv în PNRR, da, pentru energie verde și știm deja, vedem deja companiile auto care sunt încep să se depărteze de tehnologia asta, vedem și inclusiv am zis că și BlackRock și JP Morgan au început să-și ia mâna de pe chestia asta, iar noi continuăm, da, deși știm foarte bine că în continuare combustibilii fosili sunt indispensabili. Așa că tehnologia electrică nu este nicăieri acolo unde ne trebuie să fie ca să poată să susțină o societate. Ok, da, mai face unul, nu știu, avea niște panouri electrice, ești colea, dar nu poți să faci, dacă mai ales război, spre, vorbim de război acum, se vorbește de o, Doamne ferește, război cu Rusia, sper să nu se întâmple, da? Ce să faci, tancuri electrice? Deja, și inclusiv de asta, de fapt, că nu avem, nu putem să ținem toată Europa pe aceste energii verzi regenerabile, imposibil. Deci, efectiv, avem nevoie de. Cum faci în momentul în care îți vine o directivă de sus, directivă europeană? Nu, voi trebuie să renunțați la asta, trebuie să mai tăiați din petrol, așa, cărbune, gaze, așa, luați mai. Și când tu știi, de fapt, că nu funcționează, dacă nu merge, nu avem cum. Aici eu am fost un critic al, și nu doar eu, Cristina Prună de la noi, care exact, să zicem, persoana care s-a ocupat cel mai mult de zona această energie, a criticat Green Deal-ul, a criticat tocmai chestiile acestea, tocmai pentru că, de fapt, fac rău până la unul întregii Europe, nu apărat în România. Da, și atenție, în România încă suntem un caz fericit, că noi avem 20% din mixul energetic pe cărbune, dar Polonia sau alte țări acolo au mult mai mult. Și nu mai zic de Franța cu nuclearul, care au foarte mult nuclear și era vorba și de interzicerea nuclearului la un moment dat. Adică au fost uite, cred că Franța s-ar opune fără discuții la eliminarea nuclearului. Și să ne aducem aminte că Franța zeci de ani a fost foarte, a fost copilul problemă în Uniunea Europeană. Au fost mulți copii probleme pe diferite teme. Asta e forța Uniunii Europene, vezi? Dar e bine să existe cumva un mod în care unul să poată să mai tempereze. Inclusiv pe tema, inclusiv pe tema suveranității, da, au fost francezi, băi, nu, noi suntem francezi până în anii 90, cred, până în 94, se punea clar problema de, nu, Franța e Franța, suntem o Europa națiunilor. Era o poveste a lui Sarkozy, dacă să mai zicem așa, să mai destinde puțin atmosfera, povestea că atunci când a fost meltdown-ul de la Fukushima, asta Angela Merkel l-a sunat și i-a zis că uite, sunt probleme cu nuclearul, trebuie să închidem, să, așa? Da. Și ăsta i-a zis ceva de genul, da, Angela, unde ai văzut tu tsunami în Germania? Adică, da, acum ăsta relatează Sarkozy. Bine, evident că da, poate să fie, dar oricum e drăguță. Da, e drăguță. Da, da. Ideea e că, da, Europa și-a făcut și rău, dar atenție, are un lucru bun. Mie mi se pare că cap and trade-ul, adică sistemul ăsta de reglare a poluării, este un lucru bun. Nici măcar, deci din punct de vedere liberal, ideea nu este să poluezi cât poți și să lași costurile la alții. Și din punct de vedere conservator, da, că Dumnezeu ne-a lăsat să fim, da, să păstrăm pământul ăsta, să avem grijă de el, că adică nimeni nu vrea să se apuce acum să meargă. Eu ce zic este că, deci, din punct de vedere al respectului proprietății private, nu e ok că eu să-ți poluez ție casa, plămânii, atmosfera, orașul, tot și să eu să iau. Dar ideea că avem deja tehnologii care fac chestia, avem filtre, avem și. Dar de ce le-aș pune? Dar de ce le-ar pune un producător? De ce le-ar pune că dacă nu are un beneficiu din chestia aceasta? Dacă eu pot să poluez mult, păi eu sunt să poluez foarte mult și dacă mă costă un filtru, nu dau banii pe el. Sistemul ăsta de cap and trade, să zicem că pare un sistem rezonabil, da? Dar vorbim acum de mai mult de atât, vorbim de impunerea unui anumit gen de conduită energetică, ca să spun așa, în care ni se spune, măi, nu mai aveți voie să folosiți mai mult energie de aia, trebuie să folosiți energie de asta la altă. Și aici voiam să te întreb dacă ți se pare ok sau că ți se pare deja că cumva își ies un pic din parametrii Bruxelles. Da, aici în general mi se pare că reglementările ar trebui să fie neutre tehnologic. Adică dacă o tehnologie produce daune, ok, reglementezi partea aceea de daune. De exemplu, cap and trade pentru internalizarea costului poluării sau ce face ea, ce externalități negative are ea, vezi în așa fel încât să faci un sistem care să rezolve problema aceasta. Dar în principiu reglementările ar trebui să fie neutre tehnologic, da. Ok. Hai să ne mutăm un pic peste ocean. Avem alegeri anul ăsta, toată lumea este speriată, aoleu, vine Trump. Așa. Clar, relația României cu Statele Unite depinde extraordinar de mult de cine este președinte. Da, mai ales că președintele este, în general, cel care se ocupă de relațiile externe în, și numai Statele Unite, dar în mod principal în Statele Unite.
dacă ar fi să, ar trebui să alegi, și strict din punct de vedere, nu mă refer la caracterul oamenilor, acum mă refer strict economic, politic, militar și așa mai departe, să zicem, și tu ar trebui să alegi între Trump și Biden în alegerile din 2024, suntem acum. Not putting you on the spotlight. Care opțiune ți s-ar părea preferabilă? În primul rând, aș zice că e foarte probabil ca și sperietura asta că vine Trump să fie disproporționată, având în vedere că omul a mai fost 4 ani președinte și n-a ieșit din NATO. În schimb, ce a făcut este că a impulsionat statele din NATO să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare. Bani pentru apărare pe care atenție, România îi dă nu la apărare, la Ministerul Apărării. Adică e o distinție, pentru că noi cam o treime din banii care se duc la Ministerul Apărării sunt, de fapt, pensii speciale. Și așa care mult? Foarte mult, da. Da. Okay. 25-30% 30% din tot bugetul de apărare? Din tot bugetul al Ministerului de Apărare, al Ministerului Apărării. Okay. Și, de fapt, pe apărare efectivă, deci pe capitolul bugetar apărare, unde sunt salarii, înzestrare, investiții, că îți cumperi bunuri de capital, tancuri, artilerie, avioane, ce-ți mai cumperi. Marină, da, avem, cât avem? 3 fregate? Cred că avem 6, dintre care 4 au fost modernizate. Da, și eu știu că avem 3 cumpărate de la englez, nu mai știu dacă, dar oricum... Da, e un scandal, un scandal întreg. Mi se pare că e relativ puțin, adică totuși avem E posibil să fie 3, atenție, țin aminte așa. Nu, chiar și 6 mă gândesc. Bine, ar trebui să-i vedem, poate să vorbim cu cineva specializat, mi se pare că totuși noi ar trebui să avem o marină relativ puternică totuși, sau cât de cât, mă rog, scalată pentru nevoile noastre, care e săracul delfinul de nu știu când și dacă mai funcționează. Clasa Kilo a fost o clasă bună rusească. Funcționează? Asta, adică, eu știu că delfinul fusese trecut în... parcă acum vor să-l, nu știu, să-l pună de nou. Am auzit că sunt niște... Dar deja totuși e veche, tehnologie foarte veche. Cred că nu e cazul. Da. Oricum, uite, de exemplu, nu sunt iar specialist militar, dar mă uit pentru că n-ai război la graniță și atunci trezește mai mult interes. Ucraininii, totuși, fără o marină foarte mare, au avut, înțeleg, 2 nave mai mari pe care le-au scufundat tot ei ca să nu le ia rușii, au reușit să facă pagube destul de mari marinei ruse cu arme de la sol. Da, bine, dar la un moment dat poți ajunge în situația aia în care să ai nevoie de o marină. Da. Da. Mă rog, eu asta era o mică paranteză, să ne întoarcem înapoi la relația cu America. Total de acord. Deci aș zice că Trump a mai fost odată președinte, am văzut ce dorințe are, ce îi poate pielea, între ghilimele, au făcut acele Abraham Accords, care sunt un lucru foarte tare, adică pe partea aceasta. Aș zice, în schimb, că este un lucru bun că ne speriem de Trump și că există sperietura aceasta de Trump, pentru că eu cred că trebuie să existe și o armată europeană. Cred că aș dormi și mai liniștit într-o țară la graniță cu Rusia, dacă știi că chiar dacă Trump sau alt președinte în 20 de ani de acum al Americii ar zice eu ies din NATO, nu mai vreau să apăr alte țări pe banii contribuabilului american, să existe și aici o forță. O să zic că nu am încredere deplină că forțele armate române, și ca politician nu se cade să zici anumite lucruri, dar nu aș vrea să am încredere, să toate ouăle noastre să fie în mâna armatei române. Mai ales că cel mai gradat general al României este domnul Gabriel Oprea. Are cele mai multe stele. Deci, o armată care e condusă de oameni asemenea, nu știu cât de aptă este neapărat pentru a face efectiv treabă militară. Și am mai spus-o, armata este pe primele locuri de credibilitate în România. Tot timpul, dacă te uiți în clasamente, armata este foarte sus, pentru că n-a trebuit să facă ceva anume. Dar în momentul în care au început să pice dronele pe la noi, a fost scandalul ăla cu ministrul apărării, care spune că a trimis 2 băieți într-un aro să vadă ce e pe acolo. Adică, eu mă gândesc, apropo de chestia asta cu următoarea, până a fost zona opus, în sensul în care a mers pe principiu, dacă vrei, ca persoană privată, ca cetățean al României, da? Pe principiul pe care l-a emis Hastings Ismay, care a fost primul secretar general NATO și care a spus ține-i pe americani înăuntru, în NATO, țineți de ei cu dinții. Așa, țineți pe germani jos, adică nu le dați prea multă putere și pe ruși afară. Pot fi de acord cu 2 dintre ele, adică prima și ultima. Asta cu germanii jos, nu cred că e mai aceeași Germanie ca cea care a fost înaintea. Pentru că, nu știu, eu am și, o să vezi aceeași, cel puțin mai ales în zona conservatoare, o să vezi aceeași reacție și aici țin foarte mult să subliniez că niciodată nu mă refer când zic de Germania sau de Rusia sau de... nu mă refer la
neamțul de rând, la rusul de rând, la americanul de rând, mă refer la entitatea statală, care are o viață ei însăși, cumva, din păcate, cumva statul a devenit, leviatanul lui Hobbes, în care statul câteodată face chestii pe care oamenii de rând s-ar putea să nu le vrea. Da. Sau să nu le vrea chiar așa. Și să știi, uite, Rothbard, apropo de asta, are o frază la un moment dat, cred că este și ea citată de la altcineva și menționează, dar nu mai țin eu minte, zice la un moment dat că asta e romanțarea asta a istoriei, în care zici Germania a atacat Franța, Franța a atacat Algeria și așa, de fapt ascunde realitatea și personifică așa statele, când de fapt nu există entități colective și mai corect ar fi să spui niște oameni din Germania au folosit forța pentru a obliga alți oameni din Germania să meargă să omoare alți oameni din Franța. Da. Și când zici lucrurile așa, parcă deodată nu mai e romanțarea aceea frumoasă cu țări care se supără, se luptă, se împacă, se nu știu ce. Există o componentă națională, sunt de acord cu tine că pe de altă parte chestia asta, și cred că aici e o diferență importantă de făcut, poate, și nu știu dacă neapărat că o văd corect, dar e diferența între națiune, da, care are totuși o reprezentare prin evoluție istorică a populației, prin felul în care s-au așezat niște lucruri culturale acolo, și stat, care este, cum spui și tu, e o entitate evident colectivizantă într-un fel sau altul, și într-adevăr câteodată ai nevoie, sunt situații în care ai nevoie de un răspuns colectiv, când e, trebuie să ai capacitatea asta de a răspunde cât de cât colectiv, de a avea o mișcare coordonată într-un sens sau altul. Liberalismul nu e incompatibil cu acțiunea colectivă. Corporațiile, o firmă, o întreprindere de 10, 20, 50 de oameni, ai o acțiune colectivă, doar că are niște reguli care sunt bazate în proprietate privată. Și este totuși un colectiv mic, nu este un colectiv foarte mare care deja devine... În principiu, când ai libertate, nici nu se nasc colectivele alea cea mare. Cea mai mare corporație americană probabil că nu e atât de mare cât era statul Uniunii Sovietice sau ceva de genul ăsta. Uite, de exemplu, cel mai mare angajator din Franța, știi cine? Nu știu, bănesc căile frate sau cine, nu știu. Ministerul Educației. Da, ok. Da, deci... Nu știu, mă vă să aminte că de un episod, că vă să luăm, dar nu știu câți angajați are India la căile frate și nu știu, ceva de 100.000 sau ceva, deci nu stai absolut, e ceva gigantic. Huge. Da. Păi și la noi se zicea că CFR-ul e a doua armată a țării. Dar revenind, asta spunea că eu întotdeauna aș avea, adică m-aș simți mult mai sigur dacă aș avea în orice combinație militară în fiera, am avea America acolo. America, că America întotdeauna a fost rol pe care, mă rog, nu neapărat, dar l-a jucat într-o anumită măsură Anglia înainte. Dar America cred că joacă mai bine sau juca mai bine, că acum și America e, rămâne de văzut în ce direcție se va duce. Rolul de mediator cumva, plus că au totuși the military might, au totuși acea forță, și numai forță militară și experiență militară pe care Europa nu o prea mai are. America acționează ca un jandarm mondial. Adică motivul pentru care China n-a atacat deja Taiwanul și nu l-a reanexat e probabil și cu siguranță, de fapt, prezența Americii în Pacific. Și legăturile, alianțele pe care se fac de la, nu știu, Indonezia, Filipine, Singapore, Coreea de Sud, Japonia, toate lucrurile acestea contează și, atenție, mie mi se pare că se fac o lume mai bună. Adică faptul că nu mai poate un nebun care doar are o armată mai mare să cucerească alte țări, să omoare niște oameni, să facă ce face Putin în Ucraina. Uite, de-aia mi se pare mai corect să zici Putin în Ucraina și nu rușii, că uite, și Navalny era rus. E vinovat pentru ce se întâmplă? Dar nu sunt de acord chestia asta, nu. Deci, dar există, să știi că a existat și în vest, există și acum... Tendința de a diaboliza pe toți. Da, spune nu, rușii sunt de vină că Putin. Sau nu toți rușii, nu. Există și opoziție. Uite, Navalny. Da, exact. Nu, Kasparov, există. Adică sunt sau ruși, care soldați ruși, sunt filmați, care își scot steagul alb și fug la ucraineni, că ei nu vor să se lupte. Nu, plus că cred că sunt foarte mulți oameni care sunt care vor pur și simplu să-și... Cred că e majoritatea oamenilor de pe planeta asta care vor să-și vadă de viață, de fapt. Când a fost conscripția asta de recrutare asta a lui Putin recent, care mobilizarea asta așa, și au fost scenele alea, inclusiv cu un om care a luat arma la recrutare și a început să-l împuște pe ofițerul care făcea recrutarea, adică de groază să nu ajungă pe front. Adică e clar că oamenii n-au niciun dorință să meargă să se omoare pe ei. Unii dintre ei, ca întotdeauna, vor fi niște alinieri, dar... Da, există și care nu. Adică dacă există suficient sau măcar câțiva care nu, deja ai putea să spui problema. Și asta, sunt de acord cu tine că există. Nu, eu sunt asta, deci întotdeauna revenind, rezerva mea față de armata europeană, că aș vrea să văd America în lucrul ăsta. Pe de altă parte, spune că America este cumva așa, nu neapărat că și-a asumat, automat a căzut în rolul ăsta de jandarm, așa, deși există și chestia de manifest destiny pe care o au. Pe de altă parte, cred că ar fi, e și
cum spuneai și tu, când să alegi bătăliile, sunt lucruri în care poate ar trebui să nu intervii, poate ar trebui să, tocmai pentru că nici nu poți să fii împrăștiat pe... Da. Uniunea Sovietică a făcut chestia asta în de război rece, unde tot deschidea tot felul de... mă deschidem un front aici, și atunci îți împrăștire. Ceea ce se întâmplă și acum, și acum avem, și Israelul, avem și, dacă vorba, dacă mai se mai întâmplă și în China. Diferența mare e că Uniunea Sovietică avea o economie socialistă și deci extrem de ineficientă, în sărăcitoare, și atunci aveau puține resurse. Practic au fost o benzinărie planetară. Deci ei aveau resurse multe și trăiau pe resursele pe care le exportau. Ei au fost capabili să-și dezvolte economii performante. Ok, au mai făcut rachete, motoarele de rachete, acele RD-180-uri, cer scuze dacă nu e chiar asta, dar practic au reușit să facă foarte puține zone de excelență acolo unde s-au ocupat. Au avut câteva, dar puține. Și resursele materiale, minerale, astea, resursele din subsol. Altfel, Rusia nu e în top și se vede și pe tehnologie militară. Ei nu sunt în top cu ce se întâmplă în Ucraina, îmi pare rău. Lucrurile au fost foarte overhyped. Nu, e clar că adică e un și versus o armată care, să fim serios, armata ucraineană nu era una top, dar cu armament și cu capital american și european, adică unul mult mai modern, orice s-ar întâmpla, și eu sper să nu piardă războiul, dar orice s-ar întâmpla și au rupt dinții destul de rău Putin în Ucraina. Deci nu e victoria aia la care se aștepta. Plus că a mers pe o subestimare a adversarului, care, mă rog, din păcate, după aia a făcut-o și... Zelenski. Care e mare greșeală și asta a fost... Rusia nu te-a niciodată subestimată, cred că asta a spus-o Napoleon la un moment. Da, aveai Desert Comedian englez, o fază în asta în care povestea, știi, cum s-a dus Napoleon, e gata la idea, se duce Rusia și ia bătaie, plec. Se duce Hitler, ai gata la idea, it's the same idea, și asta e, oricum e o greșeală general să subestimezi adversarul, să-i lască-l bate, ai terminat, i-am făcut. Dar oricum, Ucraina nu vizează gen să-l bată Rusia în sensul că să o cucerească. Vizează doar să-i dea afară de pe granițele ei. Evident. Obținubilă, să zic așa. Da. Hai să ne uităm un pic la politicile care sunt ție dragi, ca să spun așa. Ce crezi despre salariul minim, în general, ca metodă de salarizare, să zicem, sau de plata oamenilor, sau ca politică de salarizare, dacă vrei, și în general și odată și după aia, în particular în România? Deci, în general, aș spune că salariul minim este salariul sub care munca este ilegală. Adică nu este un salariu pe care cineva e obligat să-l plătească. Poate pur și simplu să nu angajeze, ceea ce de altfel se și întâmplă. Și este o politică economică, că n-aș zice că e socială, și chiar și socialiștii consideră că nu e socială, pentru că dacă le spui, de exemplu, păi hai să punem un salariu minim imens pentru arabii în Franța, de exemplu, ca să ajutăm arabii, o să zică nu, că se prind, că păi nu, îi lași în afara pieței muncii, nu e bine. Dar uite, de exemplu, țările scandinave, țările care altminteri au politici intervenționiste pe plan de welfare, de plasă de siguranță, adică nu sunt intervenționiste în economie pe partea asta, dar au taxe mari și un welfare state mare, nu au salariu minim, deloc. Și nu doar că nu l-au, dar în momentul în care a fost vorba să se reglementeze și s-a reglementat salariul minim european, din pricina și datorită acestor state, s-a pus acolo că nu ești obligat neapărat să ai salariu minim, poți să ai discuții pe ramuri și să stabilească într-o ramură negociere colectivă, dacă care și aia o discuție, dacă vor sau nu. Și uite, cel mai liberală piața muncii, nu doar din Europa, dar probabil din lume, e în Danemarca. Danemarca au un model care se numește Flexi Security și care practic înseamnă o libertate foarte mare contractuală, inclusiv pe zile de concediu, inclusiv pe condiții de muncă, pe foarte, foarte multe lucruri, combinată cu un stat welfareist care în caz de șomaj măcar te preia și te pune să faci cursuri de reformare profesională și ai niște lucruri de genul ăsta. Dar practic au un motor acesta al pieței muncii care este foarte eficient și pentru ei ai o mobilitate foarte mare de la un angajator la altul, ceea ce este iarăși un lucru foarte bun. Și sindicatele la ei țin la modelul ăsta, atenție, adică și sindicatele vor partea asta, ceea ce are și un lucru bun. Deci eu cred că asta ar trebui să facă și România. În România, în schimb, ai salariul minim reglementat prin Constituție. Da. Deci există acolo spus negru pe alb și atunci... Deci dacă practic, vrei să... Cea mai liberală măsură posibilă în România legată de salariul minim este zero taxe pe salariul minim. Asta voiam să te întreb. Da. De ce zero taxe pe salariul minim? Unu, prima întrebare. Și a doua,
realist vorbind, crezi că vei vedea această politică implementată sau că vei reuși să o implementezi cumva, într-un fel sau altul? Iar să încep răspunsul de la a doua întrebare. Sper că da, și depinde de oameni ca tine, Andrei. Și nu doar ca tine, și care se uită la noi, și depinde de noi. Nu poți să schimbi natura umană. Comuniștii au încercat inclusiv cu reeducare prin tortură, experimentul Pitești. Nu poți. Poți doar să schimbi sistemul de reguli. Ăla poți să-l schimbi. E greu, foarte greu, dar măcar e posibil. Și da, dacă suntem suficient de mulți care cerem politici de genul acesta, eu cred că se va întâmpla. Și de ce zero taxe pe salariul minim? Păi din foarte multe motive. În primul rând, România este pe locul întâi la taxarea muncii pe salariile mici, în speță pe salariul minim. Nimeni nu ne bate în Europa, suntem pe locul 1. În același timp, suntem pe locul 1 de 15 ani de zile, de când există istorie la Eurostat, da? La sărăcie în muncă. Adică oameni care, deși muncesc 40 de ore pe săptămână, toți sunt în sărăcie sau liste de sărăcie, conform definiției Eurostat, care e comună la toate statele. În momentul ăla, să zicem că, știi, există o sărăcie justificabilă, sună urât, dar în sensul, nu știu, cineva care e bolnav, cineva care, nu știu, a avut un accident, cineva care e leneș, nu muncește, pur și simplu stă acasă și mai muncește două zile, își dă demisia sau nu mai vine la servicii, poți să justifici cumva. Deci cineva care muncește 40 de ore pe săptămână și tot e în sărăcie și riz de sărăcie, da, nu poți să zici nu mai e vina lui. Nu mai poți să te duci și să-i spui, păi pune osul la treabă, păi muncește. Pun deja. Păi exact. Atunci, deja, problema e altundeva. Și la noi problema este exact în fiscalitate. Pentru că e și o zonă pe care politicienii au ignorat-o și mulți o ignoră în continuare, pentru că, de fapt, ei au impresia că nu le aduce foarte multe voturi. Le aduc mult mai multe, pentru că sunt mulți taxați, s-a obișnuit lumea, e ca broasca care e deja în apa aceea care colcăie, nu sare. Da? Și sunt mulți bani acolo și atunci și mai e o chestie. Mobilitatea forței de muncă e mai mică decât cea a capitalului. Dacă ar fi să faci ce zic socialiștii, păi taxa mai puțin munca și taxa mai mult capitalul. Capitalul fuge imediat. Mai ales într-un sistem poros cum este cel al Uniunii Europene, în care imediat îți intre și îți pleacă capitalul și fie scoți România din Uniunea Europeană și atunci, da, mai poți să faci niște capital controls. Dar nu o să se întâmple chestia asta prea curând, Doamne ajută, și atunci pur și simplu ai să-ți tai craca de sub picioare. Și atunci cea mai bună politică pe care poți să o faci este să reduci taxarea muncii într-un mod în care să se vadă și să se simtă predominant tocmai pe cei care suportă cel mai greu taxarea. Eu sunt un fan al cotei unice, dar cota unică are o problemă. Are problema asta a utilității marginale descrescătoare a banilor. Sună super tehnic, ce înseamnă? Înseamnă că e mai ușor pentru cineva care câștigă 1 milion de euro pe an să plătească 500.000 de euro taxe, că cu restul de 500.000 de euro se descurcă, decât este un om care face 1.000 de euro pe an să dea 500 de euro taxe, pentru că pe ăla îl omoară. Da? Adică ce e o chestie de bun simț. Și cota unică asta e, să zic că bă, e 50% și la unul și la altul. Și eu nu sunt contra, pentru că cota unică are beneficiul ăsta că e super ușor de implementat. Poate fi reținut la sursă. Nu mai trebuie să faci globalizarea veniturilor, să văd ce ai luat și din dividende, și din chirii, și din alte lucruri. E simplu. Putem să-i acoperim acest dezavantaj imens prin pur și simplu o deducere egală pentru toată lumea și am zis cu un salariu minim. Pentru că e un indicator foarte bun, crește odată cu inflația sau, mă rog, îl mai crește guvernul și mai e o chestie. În România ai folosit salariul minim și ca armă fiscală. Guvernul crește salariul minim ca să scoată mai mulți bani de la oameni. Da? În momentul în care el nu mai e taxat, nu mai are stimulentul acesta să tot crească salariul minim. Deci sunt foarte multe argumente pentru a face asta. Deci elimin ispita de a folosi... Și a guvernului, Și a guvernului, inclusiv albești mult din economie. Oamenii muncesc la negru și la gri din cauza acestei poveri fiscale enorme pe muncă. Încearcă să vorbești unui francez, unui neamț, unui englez despre munca la gri. Nu o să înțeleagă despre ce e vorba. Sunt niște lucruri tipic românești. Știi? Eu am observat o chestie la un moment dat și semne, gesticulații, nu știu, asta. Noi când zicem asta, toată lumea înțelege despre ce e vorba, nu? Asta fă-i asta unui american, nu înțelege despre ce e vorba, da? Așa e și cu munca la gri. Pentru că ei înțeleg munca la negru, înțeleg munca la alb, dar munca la gri ei nu au. Pentru că ei au sisteme de impozitare progresivă și atunci, de fapt, nu e atât de mare taxarea când ai un salariu mic. Și atunci nu rentează neapărat să muncești la negru. Pe când la noi, fiind atât de punitivă taxarea, apare această zonă a muncii și la alb pe salariu minim și la negru pe tot restul. Ce mai rămâne, Și atunci,
Da, e specia aceasta care ar dispărea dacă faci zero taxe pe salarii minimi. Literalmente nu mai are sens. Vorbeam cu lume din sectorul construcțiilor, care mi ziceau în momentul în care au făcut ăștia facilitatea pe construcții, în care au practic au tăiat la jumătate taxarea muncii în construcții, pur și simplu îți făcea calculul, câștigi 4% dacă plătești la negru față de la alb. Păi pentru 4% toți erau fericiți să plătească, ziceau, știi ce, ia banii, adică era mult mai simplu, scap de controle, scap de riscuri, scap de bătaie de cap, de a face inginerii și lucruri de genul acesta. Deci ar ușura viața pentru absolut toată lumea. Și de-aia mie mi se pare că este o politică care poți să o faci și în ultimii 2 ani am încercat și am făcut un proiect de buget alternativ al statului cu politica aceasta. Da? Nu trebuie să o faci pe toată dintr-un foc, poți să o faci etapizat. Noi am depus proiect de lege în Parlament în care se face etapizat pe 4 ani. Proiectul de buget pe care îl fac e o etapizare în 2 ani. Deci, evident că dacă ai voință politică, poți să-l faci și dintr-un an. Imediat, da. Dar arată că e posibil. Pentru că nimic nu te obligă să dai 200 de milioane de euro pentru filme Netflix și Disney din bugetul de stat. O să ajungem și acolo. Nimeni nu te obligă să dai 266 de milioane de euro pentru o firmă a domnului Paul Stănescu, subvenții agricole, da? Tot din bugetul de stat. Nimic nu te obligă să faci lucrurile astea. Sunt alegeri politice să faci PNDL-uri de 60 de miliarde de lei, de cât vreau ăștia și toate astea. Și încă, banii aia se cheltuie. Adică, până la urmă, eu de-aia am zis, sărăcia este o alegere politică. Faptul că românii sunt ținuți în sărăcie este o alegere politică. Ca unii să fie îmbuibați, ca unii să fie mult mai bogați, ca să plătească și pensii speciale și alte chestii. Plus că e factorul ăsta de control. Da. Da. O populație săracă e mai ușor de controlat decât o populație independentă financiară. Da, pentru că nu mai poți controlul ăla și atunci ai că e un dublu avantaj în sensul lor, în sensul statului care e excesiv, dar îți ia și banii, te și controlează. Și asta se vede extraordinar de tare la sat și în mediul rural. Deci e un județ în care oamenii ne-au spus, deci ăștia au listă la secția de vot, știu cine trebuie să voteze, știu că dacă acolo n-a ieșit 85% partidul care e acolo, cineva a trădat, adică nu se poate. Au listă de vot la modul dacă, uite, în Telorman ai foarte mare parte din populație care lucrează la stat sau în întreprindere de stat, mai niște investitori privați de tip Interagro care au foarte mulți, dar ei sunt privați tot cu statul, adică sunt pe subvenții de la stat, sunt pe gazul ieftin și toate astea așa, și atunci toți ei erau practic înregimentați politic, nu exista să votezi ce vrei tu așa, adică nu exista, aveau liste de la autobuz, te lua ca să votezi și o chestie super bine organizată, tocmai ca să-i mențină pe oameni dependenți și să poată să mențină puterea politică cu care își mențin și puterea economică și o sinergie din asta monstruoasă care se întâmplă apoi și cu centru, că practic ei dau voturi la centru, centru le dă bani prin PNDL, Angel Salini și alte chestii de genul acesta. Și practic e o menținere, nu e doar o chestie filozofică sau abstractă, e literalmente, îi mențin pe oameni în sărăcie ca să fie ei nababi pe veci, pentru că tu apoi dacă ești într-un sat din ăsta, din Vrancea, din Vaslui așa și vrei să candidezi la primărie, să, nu știu, să zici, nu nene, nu-mi place ce faceți voi, vreau să contracandidez, păi stai așa, dar tu de unde îți faci banii? A, ești la stat, gata, te-am terminat, ești într-o firmă care are treabă cu statul, păi vorbim cu angajatorul, mai vrei contracte cu noi, trebuie să-l dai afară pe Murgescu. Ești privat, ai magazinul tău. Ia să vedem noi cu controle, să vedem dacă nu cumva n-ai scris bine 220 de volți pe fiecare priză sau chestii de genul ăsta. Adică au pârghile ca să-ți facă viața un infern dacă cumva le periclitezi doar poziția de putere. Și asta este, de fapt, cel mai trist lucru și de-aia ar trebui... PNDL-ul e un cancer pentru noi. Angel Salini și cum ai vrut să-l redenumească, este un cancer. Pentru că exact genul acesta de structură de putere o țin acolo, o țin finanțată și o consolidează economic și îi permit prin puterea economică să dețină și puterea politică și să o potențeze una pe cealaltă. Da. Sănătate privată sau de stat? E un proiect pe care l-am lansat chiar de curând, Pilonul 2 al Sănătății, în care practic spunem amândouă, spunem o deschidere la concurență și un drept de a alege. Până la urmă, dacă cineva se îmbolnăvește mâine, se va duce la doctorul care e cel mai bun. Întrebi în jurul tău și dacă știi că doctorul ăla e la stat, te duci la stat. Dacă știi că e la privat, încerci să te duci la privat. Da. Adică nu o să zic că trebuie să mergi la privat oricând, oricum. Poate să fie un privat care, nu știu, nu e bun și atunci la stat care unde e bine și te duce acolo. Da. Esența pilonului 2 al sănătății și a ceea ce aș propune eu pentru sănătate e să demonopolizăm CNAS-ul. Să ai dreptul cu o parte din bani pe care îi plătești în CNAS, adică 165 de lei pe lună și zic și de ce avem suma aceasta, să poți să-ți alegi să cumperi
o altă asigurare privată de pe o piață de asigurări privată. De ce nu cu toți banii aia? De ce să nu iau toți banii aia? Să poți să aleg toți banii mei din ce să pentru că toți banii aia îți finanțează de fapt caracterul acesta social redistributiv, care e iarăși prin Constituție al statului, pentru că toți banii aia îți finanțează și programele pentru cronici. Adică oamenii care sunt bolnavi de niște boli foarte scumpe, care poate dintr-un necaz al vieții, nu? Sunt și patologii care poți să le influențezi, bei prea mult, fumezi, faci sport extrem și tot te accidentezi. Da. Da, sunt niște factori de risc pe care poți normal, să controlezi. Într-un sistem privat s-ar crește polița de asigurare. Exact. Nu știu. Asta s-ar întâmpla și în pilonul 2 al sănătății, pentru că tu ți-ai cumpăra, practic, asigurare de pe piață. Oricine, deci și copil, și pensionar și așa, poate să-și cumpere în limita la 165 de lei pe lună primește din, de la stat, deci practic un sistem de vouchere pentru partea aceasta, în care își alege alt asigurator pe toată componenta care nu include programele naționale. Adică programele naționale rămân programe naționale, cronicii sunt taken care of, sunt acoperiți, caracterul social al statului rămâne da. Okay. Dar nu rămâne caracterul de monopol al statului. Okay. Adică statul care e redistribuitor, e finanțator, e reglementator, dar nu e și furnizor. Și în cazul ăsta noi am zis chiar un lucru care e de maxim bun simț. Rămâne furnizor pentru cine vrea. Că dacă cineva îmi zice, eu sunt satisfăcut cu casa, uite, noi zic numele, o influenceriță de pe Instagram, și eu nu vreau să dau niciun ban la privat. Bun, rămâi la casă, da. Nicio problemă, ideea este să existe concurență. Și cel mai bun lucru care s-ar putea întâmpla este ca CNAS-ul, văzând concurența de pe piață, să schimbe și ei atitudinea și să devină și ei mai buni. Și atunci e win-win pe absolut toată linia. Uite, sunt unii care susțin și într-o anumită măsură au dreptate. Nu neapărat, adică n-am văzut să fie foarte bine formulată această temere, dar ea există. Anume că pot să spun unii, pe bine, domnule, dar o să-ți vină, să zic, firme de asigurări de afară sau de aici și alea vor intra într-o relație de dubioasă cu statul și atunci nu știu, că fac lobby, că fac una așa, statul le reglementează, deci tot statul e ăla care ține pâinea și cuțitul și cu ce am făcut, ba mai rău, măcar ăla la stat e român, să zicem, și are cât de cât, să zici, eu spun cam care este, să zic, cam care am înțeles eu de fapt, că e posibil să am înțeles un pic greșit. Da, știi care e chestia? Că e vorba de că se întreabă multă lume de românii. Ce conservă românii? Care e conservatorii? Unde e conservatorismul român? Și una dintre chestii, pe lângă cei care mai țin minte poate lucruri de înaintea comunismului, noi am trăit totuși 40 ceva de ani sub comunism și sunt foarte... uite ăla că e Ceaușescu, că era... Da, ține minte. El omul știe, e efectiv sistemul pe care îl știi versus un sistem nou care ți se propune, pe care nu-l știi, așa, de care știi că s-ar putea totuși să fie, existe și acolo niște complicități sau niște dubioșenii. Cum convinge? Ce poți să-i spui ăstora care spun, care totuși e o temere, e o, sau o reticență legitimă. Nu poți să zici că nu se întâmplă așa ceva. Că se întâmplă probleme cu asigurări și se întâmplă inclusiv în America. Iarăși ai atins mai multe puncte. În primul rând, aș zice că nu era al nostru nici înainte. Când se spunea că industria asta e a noastră, pe vremea lui Ceaușescu sau așa, nu e a noastră, e a lor, e a securiștilor, e a specialilor și a lor. N-a fost a noastră niciodată. Deci nu e a noastră, nu există proprietate colectivă, sunt niște șmecheri care dau o propagandă de partid, că e a noastră, că e dictatura proletariatului. De fapt, e un șmecher care îi controlează pe ceilalți și un partid unic care îl aplaudă dement pe șeful cel mare. Deci, pentru beneficii materiale și toate ca să nu ajungă în gulag. Deci, nu sunt ale noastre. Deci, ce este al nostru, în schimb, este sănătatea, sunt banii, sunt munca, este proprietatea și tocmai ideea de a fi respectată este să poți să-ți alegi, să poți să-ți muți banii în altă parte. Ai zis cum îi convingem pe oameni că s-ar putea să existe riscuri. Da, dar hai să ne uităm și noi cu ce se întâmplă în alte țări. În România, dacă te uiți pe ultimii 17 ani, cheltuielile cu sănătate au explodat, populația a scăzut, numărul de pacienți a scăzut, populația e mai îmbătrânită, dar diminuată și atunci numărul de pacienți a scăzut, de fapt. Da? Deci, per pacient, ajustat pentru inflație, dai de 3,4 ori mai mult. 3,4 ori mai mult. E huge, e imens. A crescut calitatea în ultimii 17 ani de 3,4 ori? Nici măcar n-aș fi spus. E foarte greu de cuantificat. Au mai fost spise, zicem. Știi ce? Te uiți nu doar pe anecdote. Nu doar că, nu știu, naște, e dată afară o femeie să nască în fața spitalului și naște pe trotuar în fața spitalului. Doamna de la Botoșani,
mama trei copii însărcinată cu al patrulea, ținută o noapte întreagă de chinuri pentru că n-a dat șpagă la doctorița care era de gardă și a zis că poate să aștepte până dimineața. Adică dezumanizarea și falimentul sistemului este absolut clar. Uh-huh. Dar te uiți și pe statistici. Uite pe statisticile Eurostat, care, ok, poți face o discuție despre definiții, dar măcar sunt aceiași la toți. Deci măcar îți oferă o bază comparabilă între toate țările. România e pe primul loc la mortalitate evitabilă, la suferință evitabilă. Adică lucrurile acestea îți arată cât de bine funcționează sistemul ăla și dacă într-adevăr banii ăia în plus ne-au ajutat cu ceva. Avem un sistem care e bugetofag și care socialiștii ne spun, păi nu, trebuie să dăm și mai mulți bani. Bun, întotdeauna mai mulți bani o să-ți iasă mai bine și în comunism, dacă dai mai mulți bani, e așa mai bine. Dar trebuie să te întrebi și la eficiența banului ăla. Câtă apă să arunc într-o găleată găurită ca totuși să o umplu? Poate e mai simplu la un moment dat să astup găurile și atunci poți cu mai puțin bani sau cu aceiași bani să obții mult mai multă sănătate. Și de fapt asta face Europa. Uite-te în Europa, mai toate țările, culmea mai puțin Anglia, care altfel sunt mai liberat. Bine, acolo e biserica NHS, adică... Da, chiar NHS-ul, exact. Ei înșiși, adică în The Guardian, da, care este da, publicație de stânga și au recunoscut că ei tratează NHS-ul ca pe o biserică, adică că s-a creat o religiozitate și ajungem deja inclusiv la ideea asta că toți își aleg o religie, numai că depinde la cine te închin, dacă te închin la stat, te închin la Dumnezeu, te închin la... Dar toți, cumva, toate capătă o manifestare din asta religioasă. Sunt de acord și atât, dar are consecințe. Religia lor cu NHS-ul are consecințe. Dar restul Europei, uite-te cum este în Franța. În Franța, de exemplu, nu există ca CNAS-ul lor, Assurance Maladie, să îți acopere 100%. Îți acoperă în general parțial și restul îți acoperă niște asiguratori privați, mutuali se numesc la ei. Mm-hmm. Mă rog, e o chestie mai specială, dar în esență e un asigurator. În Germania poți inclusiv să renunți la asiguratorul de stat, cei drept nu pot decât funcționarii și bogații. Da, mă rog, poți să renunți și renunți total, nu renunți cum am propus noi, adică fără programele naționale. La modul te-ai tăiat, ești pa. În Elveția nu există CNAS, nu există asigurator de stat. În Olanda nu există CNAS, nu există chestia asta. Mai toate țările, în Belgia nu există asigurator de stat. Deci mai toate țările au sisteme de asigurări privat. Cu diferențe între ele, și cu diverse dar în esență nu este chiar un monopol. Deci orice s-ar putea întâmpla rău, l-am văzut deja. Nu e ca și cum inventăm roata. Noi reinventăm roata menținând un monopol și sperând la un moment dat că o să meargă. Dar cum să meargă când pentru oameni ăștia timpul trece, leafa merge? De ce ar merge vreodată? Că ei și-ar face un rău dacă ar începe să se agite. Că dacă te agiți, deodată ești responsabil pentru ce ai făcut, de ce te-ai agitat. Dar dacă nu te agiți și rămâi cu capul plecat, păi vin banii, vine banul, mai puțin efort, mai puțină bătaie de cap, mai puțin risc. Asta nu realizăm, că sistemul este cel care e bolnav și cel care ne îmbolnăvește și cel care e cauza răului în societate. Da. Cum gestionezi riscul ăsta? Riscul de a avea un sistem de asigurări privat care ajunge într-un soi de cârdășie cu statul până la urmă? N-ai cum. E imposibil. A, deci posibil o lege, dai judecată, dai... Dar tot va fi mai bine decât ce e acum. Ok. Adică, știi cum, faptul că un sistem privat nu e perfect, mai ales în coluziune cu statul și așa, Da, e mai bun decât alternativa pură de stat. Știi? Okay. Sau poate poți să găsești un scenariu în care n-ar fi, dar să zicem că ar fi o chestie foarte specifică acelui scenariu. În 99% din cazuri e mai bine deci, să ai... Deci mai bine și așa, dacă mai vine un singur concurent, să zicem că nu se năpăde să vină, să ne pustească să vină, da? Vine unul singur. E, tot avem o alegere cu unul singur. Și hai să zicem că chiar în cazul în care, să zicem, nu vine niciun asigurator, zice, știți ce, nu știu, nu vrem noi să venim în România, sau ASF-ul e nebun, că ASF-ul chiar are multe probleme, e o instituție care trebuie desființată. Deci, zice, nu primim niciun asigurator de sănătate, ia, hai, ura și la gară, duceți-vă în Germania dacă vreți să fiți asigurator de sănătate. Și chiar și în cazul acela, atunci nu s-a schimbat nimic. Atunci suntem ca acum. Deci nu e ca și cum cineva, reforma asta a făcut rău cuiva. Că asta este și toată ideea acestei reforme. Să fie ceea ce se numește Pareto optimal. Adică măcar do no harm. Măcar să nu-i faci cuiva rău, dar în unele cazuri... Măcar să deschizi un potențial către bine, dacă se poate, dacă nu se poate. Suntem acolo de unde am plecat și... Exact. Și de aia este un, ceea ce ne numesc americanii, un no-brainer. De ce să n-ai dreptul de a alege? De ce să nu faci? Da, nu-s de acord. Mai ales că suma aia de 165 de lei, de-aia lasă la 165 ca să fie neutră bugetar. Ca să fie ca costurile pe care oricum le are sistemul. Că tu pleci și cu costuri, nu pleci doar cu bani. Da? Da. Deci cu tine. Da, deci se păstrează un echilibru cât de cât. E neutră bugetar. Că oricine poate să facă o reformă care, dând încă 100 de miliarde de euro la sănătate, o să iasă mai bine. Dar întrebarea e cu aceiași bani cum faci ca să iasă mai bine. Și de-aia își disocia discuția despre finanțare de discuția despre sistem. Ideea de sistem e și un leu, dacă poți în el să ai maximul de sănătate pe acel leu. Și dacă poți să pui un miliard, foarte bine, ai să ai sănătate de un miliard, să maximizezi valoarea banului pe care îl pui acolo. Pe când discuția despre finanțare e cum să pui mai mulți bani.
Și da, e și aia o discuție de avut. Da. Bun, mersi că ai lămurit chestia asta, că sunt oameni care sunt un pic cam... E normal. Sceptici. Da. Și e frumos. Dar e bine, dar e bine, e bine că am avut cam acoperit și tema asta. Tot vorbim despre posibile asocieri dubioase între stat și privat. Am avut, și o să trec rapid așa doar ca exemplu, că mi se pare că e un tipar, și să mă corectez dacă ți se pare că greșesc, că e un tipar de în care sunt companii care își asumă niște riscuri în ideea că lasă că ne scapă statul din chestia asta. Mai ales în moment... avem, da, exemplu din 2008 cu băncile în care da, facem noi afaceri cu credite neperformante, ca așa, dacă picăm, vine statul, ia bani de la contribuabil, bagă noi, ne scoate la suprafață. Și mi se pare că ce vedem acum, un model similar, dar mult mai subtil cumva, este cel pe care îl vedem la Disney, Netflix, mai puțin la Prime Video și alte companii de genul ăsta, care s-au apucat. Disney, cred că mi se pare în ultimul an, un an jumate, cel mai bun exemplu, pentru că a produs niște filme absolut oribile, pentru că s-au ideologizat foarte mult și la ei planul numărul 1 a devenit împingerea unor ideologii prin filmele pe care le produc. Cum spun mulți review-uri de filme care spun, măi, voi vă mirați că nu vă vine lumea la film, că voi vă urâți audiența, voi vă, efectiv, luați, omul se duce la film să relaxeze și tu ți-a pus să-i ții morală despre feminism, despre rasism, despre, minorități sexuale, când omul vrea să ducă la un film să relaxeze, vrea să mânce popcorn, vrea să se simte bine, poate vrea să aibă, să vadă o poveste inspirațională, să-l facă să se simtă mai bine când pleacă de acolo, să fie mai relaxat acasă și așa mai departe. Și senzația mea este că aceste companii, cel puțin parțial, că se întreabă toată lumea, măi, dar aștia cât își pot permite să facă filme la care nu se duce lumea? Pentru că Disney a avut deja o perioadă destul de lungă anul ăsta în care au avut niște flopuri majore și la box office și se simte la bursă, da? Și la Netflix la fel. Netflix s-a mai potolit din punctul ăsta de vedere. Am început să mai dea afară niște, cum îi spune, niște scenariști din ăștia care sunt complet ideologizați și care sunt acolo doar ca să, de nou, să împingă o ideologie. Dar toată lumea stă rău, mă, ăștia cât poate să mai investească? Când spun investitorii, când spun acționarii, băi, gata, nu mai producem filme ideologizate, că nu facem bani, dă faliment, nu mai... Și senzația mea este că, cel puțin parțial, oamenii ăștia se bazează pe faptul că vor primi niște ajutoare de la state, inclusiv de la statul american, inclusiv din Florida, cum s-a întâmplat, și avem aceeași, bine, la scară mai mică, dar mă gândesc că în momentul în România, da, în momentul în care ești Disney, da, și te duci și ei și de acolo, și de acolo, și de acolo, și de acolo, se adună. Poate nu se adună foarte mult, dar se adună cât să faci, să repari, să ai făcut, ai avut două, trei flopuri la box office anul ăla, cât să acoperi găurile, să continui cu o politică de asta ideologizantă. Și aici vreau să te întreb, da, care este povestea asta cu schema de ajutor pentru companiile de film și... Deci mă bucur că îmi pui întrebarea asta, că a fost una dintre luptele pe care le-am dus cât am fost ministru la economie. Dar doar ca să zic o chestie, cred că întotdeauna actul artistic a avut și o componentă ideologizantă, doctrinară, știi? Acum, da. Întrebarea e cât și întrebarea e dacă e tolerată de public sau nu. Și dacă nu e tolerată de public și tu vrei să faci o chestie care e pură propagandă, probabil că n-ai să te uiți decât tu la ea. Și da, cam asta se și întâmplă în unele cazuri. Știu că Disney chiar a avut un film, cred că Albă ca zăpada, pe care nici măcar nu l-a mai dat. Că era nu l-au vrut să-l dea, au dat un trailer unde care era absolut oribil. După scheme clar. De ce? Pentru că cei de la Daily Wire, unde le-a spus, care sunt, da, un canal din acesta de media conservator, au început să facă și ei, de vreo câțiva ani, au început să facă și ei filme. Și ei fac filme în rețeta clasică, cu bugete mai mici. Aha. Nu extraordinare, dar bune. Și au zis, păi facem și noi Albă ca zăpada. Și s-au apucat să facă Albă ca zăpada cu un rol principal este una dintre tinerile care face un podcast la ei. Uh-huh. Numai că ei s-au apucat să facă Albă ca zăpada exact după rețeta clasică. Și trailerul lor, da, ei fiind, de nou, nu se pot compara cu Disney, dar trailerul lor a avut un succes fantastic, mult peste cel de la Disney. Deci, okay. Tocmai pentru că au respectat audiența, au respectat materialul sursă,
Da? Mm-hmm. Și au zis, ok, acest loc s-a întâmplat cu, da, cu Amazon, care au produs Amazon, care au produs Lord of the, acest nou Lord of the Rings, care a fost detestat în mod uniform de toți fanii, mai ales că Lord of the Rings, Tolkien au un fanbase foarte... Nici n-am știut că s-a făcut un nou Lord of the Rings. Da, au făcut un serial Lord of the Rings, care este absolut oribil. Deci, inclusiv au băgat o grămadă de bani în el, da, așa, și au reușit cumva să prost filmat, scenografie proastă, efecte proaste, scenariul este efectiv, se vede că este ca multe alte scenarii. Propagandă de stânga și lumea s-a săturat. Atenție, nu vreau nici propagandă de stânga, nici de dreapta, că mă uit la un film. Nu, adică, eu asta spun că poți să, e o diferență între a transmite o idee, da, prin așa, și alta este să urmărești un scop politic, propagandistic, cum îi spune, în mod expres, da? Să vrei să schimbi mințile oamenilor, să se ducă toți într-o anumită direcție, în zona colectivistă. Adică, cred că nici n-ai să ai succes dacă faci asta. Adică, pe termen lung, cel puțin. Pe termen lung nu, dar pe termen scurt sau... Deci, atenție, mi se pare că fiecare film are nuanța aceasta și fiecare act artistic și o pictură și o melodie. Bineînțeles, și așa, bineînțeles. Mai vorbesc despre probleme sociale, politice. Da, nu, dar asta e să ai o chestie naturală, o nuanță naturală pe care să fie industrial, să o faci programatic, da, în care eu vreau să formatez mințile oamenilor, vreau ca toți oamenii să gândească la fel. Așa, nu, la fiecare își lasă că ai o idee bună, proastă, că ai ți-o lași acolo, da, o pui și ai, nu, normal, e natural. Asta, da, e unul dintre motivele probabil pentru care și acțiunea lor a suferit și în bursă, da, exact cum spuneai tu, ei au aceste scheme pentru care fac lobby intens, în care practic reușesc să-și facă banii pe banii tăi, filmele pe banii tăi. Și da, și banii pe banii tăi, pentru că e mult mai ușor să-ți faci faci un pariu antreprenorial cu banii altuia. Dacă iese filmul bine, scoți profitul al tău. Dacă n-a ieșit bine, nimic. Păi n-ai pierdut nimic, a pierdut contribuabilul român sau polonez sau cine mai dă astfel de scheme. Argumentul lor principal e a spune că dacă nu dai astfel de scheme, lasă că dau alții și atunci trebuie să dai și tu, să fii în concurență ca să atragi filmele să se facă la tine în țară. Eu spune că nu trebuie neapărat să dea statul român banii contribuabilului pentru lucrul acesta. S-au făcut filme foarte bune și la noi și fără subvenții, sau mai degrabă filmele care s-au făcut cu statul au fost filmele proaste. Erau epoca lui Sergiu Nicolaescu iarăși propagandă și toate lucrurile cele pe care le știm. În cazul acesta a fost schema aceasta care inițial nimeni n-a vrut-o în statul român pentru că puțea de la distanță. Da, nici nu știam că era o chestie asta. Păi aflat recent că asta de unde a mai apărut? Da. Deci, nu, a apărut de pe vremea lui Dragnea. Un domn, dacă mai ții minte, Darius Vâlcov, care era o eminență cenușie din spatele PSD-ului la momentul acela, a făcut această schemă. Ministerul Culturii n-a vrut-o și atunci au dat-o cui? Comisiei de prognoză. Întreb, ce treabă are o comisie de prognoză care trebuie să facă prognoza pentru anul viitor pe care se bazează bugetul cu subvențiile de film? Da, absolut niciuna. Niciuna, doar că acolo avea asta influență și l-a prostit pe șeful de acolo să accepte. Dar nu trebuie să ai niște atribuții ca Iisus, stați să ai atribuții. Păi le-au dat. Ei stabilesc atribuțiile. Da, trebuie să ai atribuțiile. Mai devreme, știi chestia asta, domnia prin fiat. Nu putem să facem asta. Ba, uite că putem. Putem atribuții, nicio problemă. Da, exact. Exact ce discutam la început. Avem nevoie de o lege, așa nu contează că e legitimă sau nu. Mai facem încă una, nicio problemă. Exact, ne costă să mai apăsăm o dată pe buton să votăm? Nu. Au făcut acolo au dat, cred că, deci în 2019 abia au dat 20 sau 50 de milioane de euro în subvenții pentru astfel de filme și au semnat contracte pentru mult mai multe. Probleme foarte multe de natură chiar penală, în modul în cum se atribuiau, că în teorie și schemele astea te le faci și ai niște reguli, ai niște punctaje, ai niște norme, se pare că nici pe alea nu le-au prea respectat, că fie le-au făcut prost funcționarii, fie le-au încălcat ăștia alții care cereau banii. Cert este că schema aceasta, la un moment dat, adică după ce, când a venit guvernul Orban, au luat-o de la Comisia de Prognoze și au pus-o la Ministerul Economiei, pentru că iarăși Ministerul Culturii n-o vroia. Ministerul Economiei pe vremea aceea era unul mai mare, că includea și energia. Când a venit guvernul Câțu, în care am participat și eu, au spart ministerele și au lăsat-o la Ministerul Economiei. Și m-am trezit cu o schemă de film, ce treabă aveam eu n-am, și aici este altă chestie. Tu, ca politician, vorbești despre niște lucruri în campanie, promiți niște lucruri, vorbești despre ceva. După care ajungi la guvernare și vin tot felul de dubioși la tine, cuțirându-ți să faci total altceva și supărându-se dacă nu faci ce vreau ei. Păi stai, mă, oameni buni, eu n-am promis asta, eu nu am zis că o să dau banii contribuabililor la filme în general, nu mă interesează că sunt de Netflix și Disney, în cazul ăsta erau, dar în general.
Totuși am zis, bun, statul român și-a asumat niște obligații pentru niște antreprenori, a semnat, nu, am zis, trebuie să existe continuitate, să ne respectăm angajamentele, dar măcar nu mai facem pe viitor. Măcar pe viitor știm că nu e bine. Totuși, problemele penale de acolo erau foarte mari. Și atunci am zis, băi, bun, n-o să semnez eu. Da, nu-ți bine cartoful în 5. Exact. Și le-am zis, știți ce? O dau Ministerului Culturii. Și zice, Ministerul Culturii n-a vrut-o din nou. Am zis, ok, păi atunci mie nu-mi rămâne decât cu pachetul ăsta de informații pe care îl am, să-l duc la DNA. Și am dus-o la DNA. Acum n-am ținut legătura și nici nu e vocația cuiva să țină legătura. Se poate trasa o legătură clară în care să zici, da, a fost cutare de la Disney, cutare de la Netflix, cutare așa care treaba, au pus-o... Asta e treaba procurorilor. Ah, okay. Eu știu cine făcea lobby pentru această schemă la mine, dar apoi e treaba lor să atribuie mai și toate lucrurile acestea. Scheme similare și nu, deci înseamnă că și bănuiesc că... Sunt în mai multe țări. Da. Bănesc, companiile astea fac și ele ceva, pun și ele ceva. Da, fac lobby intens. Fac un lobby intens pentru chestia asta într-un fel sau alt, acolo, da. unde li se permite. Da, inclusiv pentru alte lucruri, adică pentru scheme. Eu am zis că nu sunt în cont acestor scheme de afaceri pe banii statului. Afacerile capitaliste se întâmplă pe bani privați. Că îți ridici da, înainte tăi, era, da? Mă aduc aminte că cu 10, 20 de ani, 30 de ani, schema care așa era blamată oarecum, dar oricum era mult mai bună. Și de-aia vezi foarte multe filme de la Hollywood care sunt filmate în Vancouver. Există chiar pe YouTube un tip care chiar în Vancouver și face și arată câte locații din multe filme sunt de acolo. Sunt acolo. Deci toată lumea știe că se... De ce? Pentru că acolo aveau nu subvenții, e posibil poate să o fi sergurat ceva subvenții, ci niște reduceri de taxe. A, vii să filmezi la mine, te taxezi mai puțin. Ei. Măcar nu dai bani, măcar nu... Și atunci și într-adevăr piața de film în Vancouver a explodat. Asta le-am zis și lor. De ce nu faceți voi lobby pentru dacă tot aveți puterea asta, pentru o reducere de taxe decât să o faceți pentru subvenții. Și atunci nu mai trebuie să vă se dea din bugetul de stat, n-aveți nici probleme cu funcționarul care vă zice că n-ați făcut bine și că e penal, adică li se aranjează toate. Pentru că ei de fapt vor și mai mulți bani decât le-a rezultat din acea reducere de taxe. Și ei ce zic? Păi noi, ca urmare a faptului că facem filmul, muncești, nu știu, te angajezi și pe tine, fotograf, film, cameraman, sunetist, adică creează locuri de muncă. Creează locuri de muncă, plătești și restaurantul, că iau catering, nu? Așa, plătești și hotelul, că uite, se cazează lumea. Da, la hotel, dar pentru cupă îți plătești alea, nu mai puțin decât o să plătești pe meseria. Asta e argumentul folosit pentru absolut toate subvențiile. Dă-mi mie un miliard că îl investesc în România și uite, fac locuri de muncă, mai creezi și acolo, mai ieși și restaurantul, că merg la restaurant și cumpăr icre negre. Și, dar nu faci deja profit că plătești oamenii mai puțin, că adică când vrei. Deci, dacă, eu zic că până la urmă, avantajul unei facilități fiscale este că avantajul pentru cineva ca noi, că nu mai are putere politicianul să zică tu primești, tu nu primești. Da. Ei ce vreau de fapt este să primească mulți bani, ei, nu chiar toată lumea, să primească după un sistem. Și atunci evident că de-aia fac chestia asta. Vestea proastă este că actualul guvern, până la urmă Ministerul Culturii a luat schema și dă anul acesta 200 de milioane de euro, 100% din banii statului, din buget de stat, nu bani europeni, banii noștri. Același guvern care asta a crescut de 3 ori taxele, atenție. Da, asta în condițiile în care noi suntem și așa, cum îi spune, șchiopătăm economic și sunt... Și în care ei ne spun că n-au bani să reducă taxele. Dimpotrivă, trebuie să le creștem. Și bănuiesc că ăsta este doar unul dintre multe lucruri prin care, multe găuri prin care se scurg banii. Da. Și nici măcar nu e cea mai mare. Și dacă 200 de milioane, dacă ești 200 de milioane, nu e mare brânză. E cea care era la Ministerul Economiei. Dacă nu era Ministerul Economiei, probabil că nu aflam de ea. Da? Da. Și atenție, am fost de bună credință. Am zis, bun, ce a semnat statul român să plătească? Dar în momentul în care mi se zic că sunt fapte penale, eu nu o să reproșez unor politicieni că ascund fapte penale și eu să fac același lucru. Da. No way, nu cu semnătura mea. Trei întrebări mai am pentru tine. O să facem așa un rapid fire. Așa. Trei realizări din mandatul tău de care ești mândru. Cel mai mândru. Faptul că am eliminat obligativitatea, limitarea de fapt să ai un singur SRL acționar unic. Înainte era această limitare în România, oamenii ca să-și facă un al doilea SRL mai trebuia să pună pe cineva rudă cu 1% acolo, cu o parte socială, o birocrație imensă, trebuia să ceară aviz la toți vecinii sus, jos, dreapta, stânga, care ai pereți comun ca să-ți faci sediu social acolo în condiții în care sediu social în alte țări e o adresă de e-mail și a fost foarte greu să trec legea aceea. PNL-ul s-a opus, PNL-ul care își zic liberali, PSD-ul m-a ajutat, guvernul Orban a atacat-o la CCR
Președintele Iohannis a retrimis-o în Parlament, a trebuit să o trec de două ori și prin Senat și prin Camera Deputaților. Toate astea pentru că sunt foarte socialiști și foarte încuiați mental, zicând că dacă faci asta, e prăpăd. În toată Europa ai voie să faci asta, da? De ce era prevederea asta în România? Foarte simplu. Când am luat legea societăților în anii 90, la început de anii 90, au copiat-o de la francezi. La francezi era această limitare. Dar de ce era această limitare la francezi? Pentru că ei aveau un statut fiscal special pentru societățile cu un acționar unic. La francezi a dispărut în 94, la noi a rămas cu ea. Noi am rămas cu ea până în 2020. Și tot parcursul ăsta a fost infernal de greu și acum le e mai ușor oricărui om să-și deschidă un serial. Nu mai trebuie să te duci pe la vecini, nu mai trebuie al să... Al doilea lucru. Așa. Al doilea lucru aș zice că este soarta combinatului de oțeluri speciale de la Târgoviște. Nu cred că mulți pot să spună că au salvat un combinat. Eu cred că l-am salvat. Și zic de ce. Pentru că ăsta e un combinat care inițial fusese privat, naționalizat de comuniști și privatizat de Năstase într-un mod foarte dubios, acum foarte mult timp, suficient cât să fi prescris absolut toate faptele, în sensul că privatizat unor ruși pe o sumă mai mică decât ofereau alții. Și totuși vândut rușilor acelor, care apoi l-au cam delapidat. Adică pur și simplu au luat utilaje de acolo și au cam făcut de cap, după care au început să-l umple cu pierderi. A ajuns la 12 milioane de euro, 40 de milioane de euro pierderi, datorii la stat, în condițiile în care încearcă tu să faci câteva mii de lei datorii la stat, să vezi cât de repede vine poprirea. Cred că poți pornești cronometru, se face automatizat. Da? Și totuși pe ei a lăsat în pace foarte mult timp, după care guvernul Orban le-a promis că îi naționalizează, un lobby transpartinic fantastic, când zic transpartinic, deci și de la PSD, domnul Titus Corlățean, care este senator din Dâmbovița de acolo, și domnul Guran de la PNL, și domnul Orban atunci, și Aur, și George Simion venea în fața ministerului cu protest, cu huiduieli, cu toate astea, intram huiduit în minister, ca să naționalizez Costărgoviște, să-ți dau semnătura pentru a naționaliza Costărgoviște. Ministrul de dinaintea mea a făcut toate pregătirile, dar n-a dat semnătura. Trea cartofi fierbinte la mine și ziceam, dar ce am zis eu până acum vă face să credeți că aș fi pentru o naționalizare? Dacă vrea cineva să naționalizeze, păi vorbiți cu Florin Câțu, care e prim-ministru, era peste mine, deci putea foarte bine să semneze el orice naționalizare sau oricare alt ministru. Luați alt ministru, luați-o la cultură, ziceți că faceți muzeu de artă acolo. Da? Deci faceți ce vreți, dar cu semnătura mea nu se naționalizează. Și au zis că blochez. Aici a fost cea mai mare presiune pe care am suportat-o. Pentru că n-a fost o presiune numai din asta că ești sunat, că ești certat undeva intern, că te fac să îți zic lucruri. A fost literalmente cu protest. Adică veneau, ba sindicatul, că erau două sindicate acolo, unul care era de fapt apropiat de ruși și care venea să facă protest, era Aur care mai venea și făcea protest. Și erau și niște amenințări voalate din partea unor structuri că, atenție, că subminarea economică și un fapt comisie. Dacă zici că putea să facă altcineva, de ce n-a făcut-o pur și simplu altcineva? De ce au trecut pentru că atunci trebuia să facă și cu atât. Adică era clar că în atribuția, dacă o făcea cineva, trebuia să o facă cumva Ministerul Economiei. Era foarte ciudat. Era o situație ca cu schema de film și comisia de prognoz. Și eu nu doar că am refuzat să fac asta, termenii ei erau într-o situație de insolvență, mergeau spre faliment și eu ce am făcut este că chiar dacă nu era creanța la Ministerul Economiei, era la ANAF, da? Am căutat investitori privați care să vină să investească, am găsit 8, am vorbit cu 8, 4 au fost, să zicem, mai interesați și au venit la discuții, 2 au licitat cu bani și unul a cumpărat. Și statul român, în loc să aibă o gaură de 40 de milioane de euro și o companie de stat nouă și gaură neagră, a primit 40 de milioane de euro și compania aceea a fost luată de niște investitori, de un grup italian, Beltrame, deci nu un apropiat de al lui Putin sau habar n-am ce, și care au investit, de atunci au repornit o bună parte din combinat și investesc jumătate de miliard de euro cu 0 lei de la stat. Și oamenii de acolo cum privat, sunt, cei care munceau acolo? Cum... Aici am cea mai emoție, una dintre poveștile în care mi se taie picioarele, când m-am dus în vizită la câteva luni după ce n-am mai fost ministru, că am păstrat legătura cu cei de acolo și deputatul nostru de Dâmbovița, Daniel Blagă, un om foarte, care îi mulțumesc, că a fost de partea mea. Că e foarte greu când vin sindicaliștii la tine, mai ales când ești deputat în provincie, să nu fii de acord cu ce zic ei, e greu, adică și îi mulțumesc și nu ne știam foarte bine, dar cinste lui. Și am mers acolo în vizită și un domn, la un moment dat, cum mi-arăta Carlo Beltrame, care e
proprietarul mi-a arătat pe acolo, îmi făcea un tur al locului și mă vede un domn și, nu știu, se vedea așa că nu ezită dacă să-i vină, să nu interacționeze așa și la un moment dat își face curaj și vine, întinde mâna și îmi zice vreau să vă mulțumesc și să-mi cer scuze că v-am înjurat. Că eram acolo când huiduiam și că eram obligați, că ne puneau să semnăm și cine nu venea era penalizat și până la urmă ați avut dreptate, că e mai bine, cum ați zis dumneavoastră. Chestia asta pur și simplu a fost un moment foarte interesant. Dar asta își zice că este un lucru pe care am reușit să-l fac cât am fost ministru și faptul că am oprit foarte multe scheme. Am oprit schemele acele de exportatori, de foarte mulți robineți de bani publici în Ministerul Economiei, cum nici nu ți închipui. Sunt multe și mici. Sunt ministere cum sunt al agriculturii sau al transporturilor, când sunt niște robineți mari sau al finanțelor, dar aici erau multe și mici. Death by a thousand cuts. Și care, atenție, fiecare om care avea de acolo o schemă, avea cineva care i-a dat-o. Și dădea telefoane și ăla îți dădea și ție telefon. În unele cazuri, cum asta? Păi este, sunt oamenii lui domnul Chițoiu, lui domnul nu știu care, lui Ionescu, lui Popescu, lui whatever. Și am ok, da, ok, și ce vreți să fac? Asta e, sunt oamenii, nu mai dăm. Ca să-ți dai seama, schema de export, mari exportatori ai României, unii dintre ei aveau cifră de afaceri zero și mulți sunt până în 10.000 de lei. Deci tu dacă deschizi acum un butic la colț, ești mai mare companie decât ai. Mare, da? Da? Deci ăștia sunt cei care au mari exportatori ai României, care și-au subvenție ca să meargă. De fapt, ei ce făceau este că se duceau la tot felul de târguri din astea în toată lumea, foarte exotice, Las Vegas, Miami, Johannesburg, Dubai, adică numai așa, pe banii statului și nici măcar ăla nu era grosul banilor. Grosul banilor era pentru comisioane, pentru firmele care organizau mersul acolo. Și comisioane care au crescut de-a lungul timpului exponențial și cu un stand din ăsta, care tot timpul era rușinos. Adică dacă te uiți la standul României, era lângă toaletă cu o pancartă pe care a scris cineva în Paint România și bine ați venit. Adică mai bine nu te prezinți decât să te prezinți în halul ăla. Și lucrurile astea iarăși le-am tăiat și mai multe proiecte de debirocratizare. Să știi că am avut destul de multe prin Parlament, am reușit să elimin multe chestii. Unele au trecut pe sub radar, altele au fost asumate și cumva, uite, o să o zic, toate cu ajutorul PSD-ului. Toate. Da. Că n-ai cum, de că n-ai majoritate, n-ai cum să treci. Da. Îți spun o întrebare pe care am pus-o și Marin Niculescu de la AUR. Ce vrea să realizezi în următorul mandat? Pe dânsa am întrebat-o despre mandatul de europarlamentar, pe tine te întreb ce funcție o să ai, ce mandat o să ai, poate să fii de nou ministru. Trei cazuri, da? De realizare. Cazul nesatisfăcător, satisfăcător și extraordinar. După 4 ani de mandat mai am făcut asta. Uite, am reușit să... Și care sunt cazul în care zic, băi, nu, n-am făcut suficient, mi-am pierdut vremea 4 ani sau... Așa, cazul în care nu m-am pierdut timpul, am reușit să fac ceva și cazul extraordinar în care mai chiar am reușit să fac ceva semnificativ în perioada asta. Asta pentru viitorul? Pentru viitor, da, zic pentru următorii 4 ani. Nu ai certitudine niciodată a viitorului. Nu știu. Evident, nu îmi spui, să fac o estimare, ipotetic vorbind. Evident că ce mi-aș dori este la un moment dat să reajungem la guvernare și să fiu ministru al finanțelor ca să fac zero taxe pe salariul minim. Asta cred că ar fi la capitolul acela extraordinar sau foarte bun. N-am pierdut 4 ani în mi se pare că genul de reforme mari nu le poți face venind așa peste noapte și să fii totuși un partid nou și eu sunt un politician nou, nu e greu, e foarte greu să le faci așa. Trebuie oamenii să creeze o mișcare în spatele lucrului acesta ca să-l reușești. De exemplu, o mișcare împotriva pensiilor speciale. Înainte de proiectul scris de Cristina Prună și de mine de desfințarea pensiilor speciale, nu se discuta despre pensii speciale în România. Oricât de revoltător este subiectul, oamenii pur și simplu nu discutau despre el. Pentru că cei care puteau discuta, cei care puteau pune reflector pe el, erau direct interesați să nu o facă, pentru că sunt și ei beneficiari de pensii speciale. Da? Uite, am reușit să punem reflector atât de tare încât până când și statul a fost obligat și au fost obligații în PNRR să renunțe la el și felul cum au renunțat, de fapt e unul foarte prost, dar nu intrăm în detalii acum. De fapt n-au renunțat, dar măcar au fost obligați să mai cosmetizeze cu ceva. Exact asta trebuie făcut și pentru
zero taxe pe salariu minim, pilonul 2 a sănătății și aș zice și pentru un drept de a alege în educație. Un drept de a putea să alegi școala la care merge copilul tău și la un moment dat să-și aleagă școala, liceul copilului. Banii merg după copil. Exact, exact, exact. Cu o piață deschisă de școli, nu închisă. Că degeaba banii merg după copil dacă sunt doar trei școli. Da. Deci astea ar fi realizările dacă poți să mergi pe asta, ar fi absolut superb. Partea aceea intermediară, aș zice, măcar să avansezi ideile astea cât poți. Deci măcar să vorbești despre ele, să convingi lumea despre ele, să pui reflectorul pe ele, pentru că exact ca la pensii speciale, e posibil să nu se facă atunci schimbarea, dar să pornești un bulgăre de săpadă care crește și, cum zicea Tocqueville, o injustiție odată conștientizată devine insuportabilă. Da. Deci, practic, ar fi un mare lucru și cel mai de jos ar fi în care pur și simplu nu mai aude nimeni de tine 4 ani de zile și sunt sigur că e foarte mulți oameni în Parlament de care n-ai auzit niciodată și probabil că nici nu vei auzi. Asta ar fi cel mai mare eșec și cred că ar fi o oportunitate pierdută, nu neapărat pentru România, dar o oportunitate în viață. Adică dacă poți să influențezi legea, înainte să fiu în politică, nici nu visam să fiu în politică, dar amit în Parlament, mi-imaginam așa că este un lucru extraordinar să poți să schimbi o lege. Am reușit să fac lucrul acesta și acum și mi-aș dori să schimb niște sisteme, adică care toți sunt schimbări de legi, dar... Da. Mă bucur totuși că ai vorbit de ideea asta de a schimba treptat niște lucruri, pentru că totuși e nevoie de prudență. Eu vin de nou dintr-o perspectivă conservatoare, unde când ai spus că nu trebuie să schimbă lucrurile peste noapte și că nu poți să le schimbi de fapt, chiar dacă vrei, cred că e o idee bună, în sensul în care, da, le schimbăm, dar un pic de temporizare, ca să spun așa, bine, nu întârziere, deci nu stăm să ne învârtim în jurul. Să știi că asta e problema gradualismului. Adică trebuie să citești un pic, cum îi spune, să vezi care este situația, să-ți dai seama dacă unele chestii poate merg mai repede, alte chestii care merg mai... Și eu, dacă ar fi după mine, aș accelera mult. Dar ideea că e păcatul ăsta în care cred că putem să cădem foarte des, în care cad în primul rând socialiștii și comuniștii, pentru că nu știu, în care ai senzația că dacă tu apeși pe podoare și controlezi, lucrurile vor merge exact cum crezi tu că le vei controla. Adică sunt totuși efecte, mă gândesc că pot fi totuși efecte, sigur vor fi efecte incalculabile sau imprevizibile, inclusiv ale unor liberalizări de genul ăsta și probabil că nu toate efectele alea pe termen scurt cel puțin vor fi pozitive. Pot fi de acord, dar... Aș spune, e un citat care nu știu dacă este, mai bine nu zic al cui, de la cine, că nu mai sunt sigur, sună cam așa, extremismul în apărarea libertății nu e un viciu și moderația în justiție nu e o virtute. Da, este Barry Goldwater. Da. Exact. N-am vrut să zic, dacă a zis, înseamnă că... Dar nu-s de acord deci, că e... Da, și, da. Și mai sunt... Știi, în noiembrie 1989, în România, știi, zis, bă, hai să nu cred chiar tot comunismul, să o luăm gradual, să o luăm încet și nu știu ce. Nu. Bine, nu, acolo adică e altceva totuși. Eu când spun, mă refer la gradualitate, gradualitate în raport cu oamenii, raport cu populația, raport cu... Inclusiv cu ideea asta, cât de repede poate accepta o societate o schimbare. Da, atenție, e ce vorba, adică, Overton Window. De fapt. Cât de acceptabilă neapărat, este. Nu neapărat în sensul ăsta. Poate să fie omul să înțeleagă teoretic, să spună da, sunt de acord. Da, mi-e frică. Sau să nu știe. Uite, îți dau un exemplu. A fost, apropo de ideea asta de liberă circulație în Uniunea Europeană, și au fost foarte mulți oameni care s-au dus, s-au muncit, au făcut bani, unii și-au făcut, mulți bani și-au făcut, cunosc pe cineva care și-a făcut flotă de camioane. Foarte frumos. Dar văd că sunt mulți oameni care se întorc acum. E un documentar chiar făcut de o prietenă, Lidia Ilie, despre care acoperă parțial și nu e neapărat despre tema asta, dar o atinge a faptului că s-au destrămat foarte multe familii, au rămas copii care, da, fiind, nu știu, tatăl, mama, a plecat unul și altul. Și ăla e un efect la care eu, spre exemplu, nu m-am gândit. Nu mi-am dat seama că vor apărea efecte gen. Și se vede, sunt oameni care nu mai vor să se întoarcă la țară, pentru că vedeți, mă întorc în țară, că stau în Spania. Dar nu mai las pământul de la țară, las. Deci sunt niște chestii de astea pe care uneori nu ai cum să le calculezi, nu ai cum să le estimezi. În cazul acestui exemplu, ai fi zis să nu se deschidă granițele, să n-aibă românii dreptul de a... Nu, aș fi zis că nu, dar aș fi zis nici. Că pe de altă parte aș fi zis că există o logică la nivel statal de a menține, de a avea, spre exemplu, un control asupra imigrației. Adică
tu ai voie să... Dar sigur, aici ieși... e controlul asupra cine iese, nu spre cine intră. Eu nu vorbesc de acolo, poate să iasă cine vrea. Dacă vrei ca să nu se depopuleze, să nu rămână familii... Nu, niciun caz nu poți să faci... sau ambii părinți. Eu nu zic să ai abordare de-asta de fermă, că nu-s de acord. Știi care e problema aici? Nu faptul că s-au deschis granițele, ci că s-au deschis granițele și s-au menținut taxele oribile pe muncă. Da. Statul român gonește românii din România. Asta e tragedia. Da, ar sta, normal, că n-ar pleca de... patriotism, da. Și atenție, unii se întorc și chiar foarte bine și toate astea. Adică nu, problema e că dacă tu îți menții un nivel împovărător, sărăcitor, punitiv al taxării, exact ăsta e efectul. Că unii o să plece pe piața neagră sau la gri, cum discutam, unii o să stea în nu muncesc deloc, simt și cazuri de genul acesta, dar unii pur și simplu o să zică, bă, eu plec că fac mult mai mulți bani acolo. Sigur. Deci asta e strategia. Deci întotdeauna sunt foarte atent, încerc să mă gândesc la chestia, la efectele imprevizibile, la alea pe care nu le știi. Unforeseen consequences. Libertatea are un mod de a se regla. Dacă aveai libertate și aveai, de exemplu, zero taxe pe salariu minim, adică o măsură liberală legată de taxare, atunci nu s-ar fi întâmplat efectul acesta. Din potrivă, s-ar putea să fi venit la noi. S-ar putea să fi să... Și uite ce se întâmplă acum. Au venit unele afaceri, adică... Dar uite ce se întâmplă acum cu importul de forță de muncă din Nepal, din Vietnam, din alte țări asiatice. Vin, dar nu stau. Stau puțin, dar pleacă. Zicea o prietenă care au adus 260 de oameni din Bangladesh, unul l-au pierdut de pe aeroport. Deci direct de pe aeroport și ceilalți treptat tot au plecat. Problema e că totuși că nu avem, că din câte știu și aici, din păcate n-am apucat să studiez problema suficient de mult, este că... Pe niște cote. Aia e problema. Că dacă ar veni natural, ar veni pur și simplu oameni. Vin pe niște cote, la modul că ar veni mai mulți dacă ar fi mai mare cota. Păi nu, dar ar trebui să fie, nu știu, adică asta că mi se pare că deja le limitează venirea. Mi se pare că deja este o tendință de a aduce pe oamenii ăștia, pentru că nu îi vedeai în acum 2 ani, atenție, adică în principiu... Oamenii sunt forță de muncă, deci economic ei îți fac bine. Dar hai să ne întrebăm, de ce nici măcar ei nu rămân? Pentru că, atenție, deci măi, noi nu o să avem probleme. Pentru că văd că vin din ce în ce mai mulți, adică raportat la... Vin pe stradă tot timpul. Vin mai mulți, dar întrebarea e câți din aia care au venit rămân și cât timp rămân. Da, bine, e vreo că se poate schimba. Granițele fiind totuși poroase, nu le e neapărat ușor, dar poate să treacă granița și mulți o fac, odată ce ești în Uniunea Europeană ești mult mai liber. Și asta este o poartă de intrare, de fapt, pentru ei pe piața europeană. Bine, merge... Da, în fine, asta e o discuție separată. E că e importantă totuși, inclusiv, și noțiunea asta, că toată zgonești tu oamenii de aici, nu trebuie degeaba, adică după aia n-am mai venit, poate n-am mai venit dacă ar fi piața de muncă ocupată aici, dacă piața de muncă nu mai ocupată aici pentru că se mută, s-au dus în Spania sau în Franța sau în Italia, atunci nu prea poți să mai dai vina, numai pe chestiunea cu imigranții. Da, exact. Bun. Ultima întrebare. Ce ai de spus sau ce le-ai spune celor care vor să te voteze? Am văzut oameni, spre exemplu, pe contul tău de Twitter sau pe Facebook, care sunt, măi, aș vota cu tine, dar nu pot pentru că ești în USR. Ce le spui? Aș zice să se uite pe lista pe care o are USR-ul de candidați peste tot unde sunt ei. Vor avea în orice localitate, inclusiv lista USR-ului la alegerile europarlamentare, și să se uite la candidații de pe lista aceea și să vadă dacă nu merită și ei același vot de încredere. Lista condusă de Dan Barna, eu cred că o să ia foarte multe voturi la următoarele alegeri și cred că va avea această capacitate să scoată un scor bun. Claudiu, mulțumesc că ai acceptat din nou să vii la 1776 să vorbim. Spre să mai avem discuție genul ăsta. Chiar m-a făcut foarte mare plăcere și scuză-mă că te-am cerut, cred că vreo 2 ore. Dar te văd energic, că te-am observat. Plăcerea a fost a mea, îți mulțumesc pentru invitație și chiar mă bucur că am venit. Și felicitări pentru proiectul acesta, chiar sper să continui să ai succes. O să-l continuăm cu toate resursele pe care le avem, care nu sunt foarte multe, dar ne sperăm că să mai primim și ajutorul celor care ne urmăresc cu un like, un subscribe, mai ales contează cel mai mult decât donațiile, contează să ne ajutați cu distribuirea acestor materiale. Puteți să veniți cu idei, veniți cu comentarii. Seara frumoasă, numai bine tuturor și ne vedem data viitoare.